Cartea Faptele Apostolilor de Ellen White. Capitolul 43. În Roma. Odată cu deschiderea navigației, sutașul și întemnițații lui au pornit în călătoria lor mai departe spre Roma. O corabie alexandrină cu numele Castor și Pollux iernase în Malta, în drumul ei spre apus, și pe aceasta s-au îmbarcat călătorii. Deși a fost oarecum întârziată de vânturile potrivnice, călătoria s-a terminat totuși cu bine și corabia a aruncat ancora în frumosul port Puzole de pe coasta Italiei. În locul acesta erau câțiva creștini și ei au stăruit de apostol să rămână cu ei 7 zile, privilegiu acordat cu bucurie de către sutaș. De când primiseră epistola lui Pavel către cei din Roma, creștinii din Italia au așteptat cu dor o vizită din partea apostolului. Ei nu s-au așteptat însă să-l vadă venind ca întemnițat, însă suferințele lui n-au făcut decât ca el să le fie și mai drag. Distanța de la Puzole la Roma fiind doar de 170 de kilometri și portul fiind în continuă legătură cu metropola, creștinii din Roma au fost informați de apropierea lui Pavel și unii dintre ei au pornit să iasă în întâmpinare și să-i spună bun venit. În a 8-a zi de la debarcare, sutașul și întemnițații lui au pornit spre Roma. Plin de bunăvoință, Iuliu a acordat apostolului orice favoare ce stătea în puterea lui să o facă, însă el nu-i putea schimba starea lui de întemnițat sau să-l libereze de lanțul cel legat de ostașul care îl păzea. Pavel pășea cu o inimă grea către mult așteptata vizită în metropola lumii. Cât de deosebite erau împrejurările de acelea pe care le anticipase el. Oarecum avea el să vestească Evanghelia fiind în lanțuri și stigmatizat? Speranța lui de a câștiga multe suflete la adevăr în Roma părea sortită dezamăgirii. În cele din urmă, călătorii au ajuns la forul lui Apiu, la 60 de kilometri de Roma, făcându-și loc prin mulțimile care se îmbulzeau în acest important loc de comunicație, bătrânul cu părul încărunțit, legat în lanțuri împreună cu criminal cu privirea fioroasă, a fost obiectul multor priviri disprețuitoare și subiectul multor glume josnice și batjocoritoare. Deodată s-a auzit un strigăt de bucurie și un bărbat s-a desprins din mulțime, căzând pe grumazul întemnițatului, îmbrățișându-l cu lacrimi și plin de bucurie, cum ar fi salutat un fiu pe un tată ce lipsise vreme îndelungată. Iarăși și iarăși scena s-a repetat pe măsură ce, cu ochii strălucind de o iubitoare așteptare, mulți descopereau în întemnițatul în lanțuri pe acela care la Corint, la Filip, la Efes le adresase cuvintele vieții. Cum ucenicii cu multă dragoste se înghesuiau călduros în jurul tatălui lor în Evanghelie, întreaga grupă a ajuns să nu se mai poată mișca. Ostașii devin nerăbdători din pricina întârzierii, totuși ei nu au inima aceea ca să întrerupă această fericită întâlnire, căci și ei învățaseră de asemenea să-l respecte și să-l stimeze pe întemnițatul lor. Pe această față obosită și chinuită de dureri, ucenicii au văzut oglindindu-se chipul lui Hristos. Ei l-au asigurat pe Pavel că nu l-au uitat și nici n-au încetat să-l iubească și că ei îi sunt îndatorați pentru fericita nădejde care le-a însuflețit viața și le-a adus împăcarea cu Dumnezeu. În zelul iubirii lor, ei l-ar fi purtat pe umeri tot drumul până în cetate, dacă li s-ar fi îngăduit să aibă acest privilegiu. Puțini își dau seama de însemnătatea acestor cuvinte ale lui Luca, anume că atunci când Pavel i-a văzut pe frații săi, a mulțumit lui Dumnezeu și s-a îmbărbătat. În mijlocul grupei de credincioși care plângeau și își dovedeau iubirea și care nu se rușinau de lanțurile lui, apostolul l-a lăudat pe Dumnezeu cu glas tare. Norul de întristare care se lăsase asupra spiritului său dispăruse. Viața lui de creștin a fost o succesiune de încercări, suferințe și dezamăgiri, dar în ceasul acesta el se simțea răsplătit din belșug. Cu pas sigur și cu inima plină de bucurie, el și-a continuat drumul. El nu avea să se plângă de trecut și nici să se teamă de viitor. Știa că l-așteaptă lanțuri și întristări, dar știa de asemenea că îi fusese rânduit lui să elibereze suflete de niște lanțuri cu mult mai grozave. Și el s-a bucurat de suferințele sale pentru cauza lui Hristos. La Roma, sutașul Iuliu i-a predat pe întemnițații săi căpitanului gărzii palatului.
Raportul cel bun pe care el l-a dat despre Pavel, împreună cu scrisoarea din partea lui Festus, au făcut ca apostolul să fie privit cu bunăvoință de capitan și, în loc să fie aruncat în închisoare, i s-a îngăduit să locuiască într-o casă aparte închiriată de el. Deși chiar și acolo era legat cu lanțuri de un ostaș, el avea libertatea să-și primească prieteni și să lucreze pentru înaintarea împărăției lui Hristos. Multor iudei, care cu ani mai înainte fusese alungați din Roma, li s-a îngăduit să se întoarcă, așa că acum se găsea acolo un mare număr dintre ei. Acestora, mai înainte de toate, s-a hotărât Pavel să le prezinte faptele cu privire la el și la lucrarea sa, mai înainte ca vrăjmașii lui să fie avut ocazia să-i învenineze împotriva lui. Deci, la 3 zile după sosirea lui în Roma, el a chemat la oaltă pe fruntașii lor și, într-un chip simplu și direct, le-a arătat de ce venise el la Roma ca întemnițat. Fraților, a zis el, fără să fi făcut ceva împotriva norodului sau obiceiurilor părinților noștri, am fost băgat la închisoare în Ierusalim și de acolo am fost dat în mâinile romanilor. După ce m-au supus la cercetare, ei aveau de gând să-mi dea drumul, pentru că nu era în mine nicio vină vrednică de moarte. Dar iudeii s-au împotrivit și am fost silit să cer să fiu judecat de Cezar, fără să am de altfel niciun gând să părăsc neamul meu. De aceea v-am chemat să vă văd și să vorbesc cu voi, căci din pricina nădejdii lui Israel port eu acest lanț. El nu a spus nimic despre suferințele pe care le îndurase din partea iudeilor și nici despre repetatele uneltiri de a-l ucide. Cuvintele lui erau marcate de prudență și bunătate. El nu a căutat să câștige de partea sa atenția și simpatia acestora, ci să apere adevărul și să susțină onoarea Evangheliei. Drept răspuns, ascultătorii lui au declarat că ei nu primiseră nicio învinuire împotriva lui, prin scrisori publice sau particulare, și că niciunul dintre iudeii care veniseră la Roma nu-l învinuiseră de vreo nelegiuire. De asemenea, ei și-au exprimat o puternică dorință, aceea de a afla motivele credinței în Hristos. Ei au spus, știm că partida aceasta pretutindeni stârnește împotrivire. Fiindcă ei înșiși doreau lucrul acesta, Pavel le-a cerut să stabilească o zi când el să le prezinte adevărurile Evangheliei. La timpul hotărât au venit mulți. Pavel le-a vestit împărăția lui Dumnezeu, le-a adus dovezi și a căutat să-i încredințeze prin legea lui Moise și prin proroci despre lucrurile privitoare la Isus. Vorbirea ținea de dimineață până seara. El și-a istorisit propria sa experiență și a prezentat argumente din scripturile Vechiului Testament cu simplitate, sinceritate și putere. Apostolul a arătat că religia nu constă din ritualuri și ceremonii, crezuri și teorii. Dacă ar fi așa, atunci omul firesc ar putea să o priceapă prin cercetare, așa cum înțelege lucrurile pământești. Pavel a învățat însă că religia este o forță practică și mântuitoare, un principiu venind în totul de la Dumnezeu, o personală experiență a puterii reînnoitoare a lui Dumnezeu asupra sufletului. El a arătat cum Moise îndreptase atenția lui Israel asupra lui Hristos, ca fiind profetul de care aveau să asculte. Cum toți profeții au mărturisit despre el, ca fiind marele remediu hotărât de Dumnezeu pentru păcat, cel nevinovat care avea să poarte păcatele celui vinovat. El nu le-a găsit vină în păzirea de către ei a formelor și ceremoniilor, ci le-a arătat că, în timp ce țineau serviciul ritual cu mare exactitate, ei le pădeau pe acela care era antitipul întregului sistem. Pavel a declarat că în starea lui neconvertită, el îl cunoscuse pe Hristos nu printr-o legătură personală, ci numai din ideea pe care el împreună cu alții și-au făcut-o cu privire la caracterul și lucrarea lui Mesia ce avea să vină. El îl lepădase pe Iisus din Nazaret ca fiind un înșelător, deoarece el nu se potrivea cu ideea pe care o avea despre el. Dar acum, vederile lui Pavel despre Hristos și lucrarea lui erau mult mai spirituale și mai înalte, pentru că el fusese convertit. Apostolul i-a asigurat că el nu îl prezintă pe Hristos după trup. Irod îl văzuse pe Hristos cât acesta fusese în trupul naturii umane. Anania îl văzuse. Pilat, preoții și mai mari norodului îl văzuseră. Ostașii romani îl văzuseră. Dar ei nu l-au văzut ca răscumpărătorul proslăvit. Pentru a înțelege pe Hristos prin credință, pentru a avea o cunoștință spirituală despre el, era mult mai de dorit să-l cunoști personal, așa cum a fost el pe pământ.
Comuniunea cu Hristos de care se bucura acum Pavel era mult mai apropiată, mult mai dăinuitoare decât o simplă tovărășie pământească și omenească. Când Pavel a vorbit despre ceea ce știa și mărturisea, despre ceea ce el văzuse cu privire la Iisus din Nazaret, ca nădejdea lui Israel, cei care căutau cu sinceritate adevărul se convingeau. Însă asupra unor minți, cuvintele sale au făcut o impresie care nu avea să se șteargă niciodată. Alții însă au refuzat cu încăpățânare să primească mărturia clară a scripturilor, chiar când ea le era prezentată de unul care avea iluminarea deosebită a Duhului Sfânt. Ei nu puteau să-i combată argumentele, dar au refuzat să primească concluziile lui. Au trecut multe luni de la sosirea lui Pavel la Roma până ce iudeii din Ierusalim au apărut în persoană să-și prezinte învinuirile împotriva întemnițatului. În repetate rânduri, ei fuseseră zădărniciți în planurile lor. Și acum că Pavel avea să fie judecat înaintea celui mai înalt tribunal al Imperiului Roman, ei nu doreau să riște o altă înfrângere. Lisias, Felix, Festus și Agripa declaraseră cu toții că sunt convinși de nevinovăția lui. Vrăjmașii lui Pavel puteau spera să aibă vreun câștig de cauză, căutând ca prin intrigă să-l influențeze pe împărat în favoarea lor. Zăbovirea avea menirea să ajute scopului lor și, în același timp, le-ar fi dat răgaz să desăvârșească și să-și execute planurile. De aceea ei au așteptat să treacă o vreme mai înainte de a-și aduce în persoană învinuirile împotriva apostolului. În providența lui Dumnezeu, această întârziere a avut ca rezultat înaintarea Evangheliei. Prin bunăvoința acelora care îl aveau în grijă pe Pavel, îi se îngăduise să locuiască într-o casă spațioasă unde putea să se întâlnească liber cu prietenii lui și unde de asemenea putea prezenta zilnic adevărul acelora care veneau să audă. Astfel, timp de 2 ani, el a continuat lucrarea propovăduind împărăția lui Dumnezeu și învăța pe oameni cu toată îndrăzneala și fără nicio piedică cele privitoare la Domnul Iisus Hristos. În acest timp, bisericile pe care el le întemeiase în multe țări nu fuseseră uitate. Dându-și seama de primejile care îi amenințau pe convertiții la noua credință, Pavel a căutat ca, pe cât îi era cu putință, să le împlinească nevoile prin scrisori de avertizare și sfaturi practice. Și din Roma, el a trimis slujitori consacrați să lucreze nu numai pentru aceste biserici, ci și în câmpuri pe care el nu le vizitase. Acești lucrători, ca pastori înțelepți, au întărit lucrarea așa de bine începută de Pavel și apostolul, fiind mereu informat prin continua legătură cu ei, despre mersul lucrurilor, ca și despre primejdiile ce amenințau bisericile, putea să aibă o înțeleaptă supraveghere peste tot. Astfel, deși în mod vădit era împiedicat de la lucrarea activă, Pavel exercita o mai întinsă și mai dăinuitoare influență decât dacă ar fi fost liber să călătorească prin biserici ca în anii de mai înainte. Ca întemnițat al Domnului, el a avut o mai trainică influență asupra iubirii fraților lui. Și cuvintele sale, scrise de unul care se găsea în lanțuri pentru Hristos, impuneau o mai mare atenție și un mai mare respect decât au avut atunci când el se găsea personal printre ei. Numai după ce Pavel a fost luat dintre ei, numai atunci necredincioșii și-au dat seama cât de grele au fost poverile pe care el le purtase pentru ei. Până aici, ei se dăduseră în mare măsură înapoi de la purtarea de răspunderi și sarcini, scuzându-se că le lipsește înțelepciunea, tactul și energia lui neînfrântă. Acum însă, lăsați în neexperiența lor să învețe lecțiile de care se feriseră, ei au prețuit avertizările, sfaturile și îndrumările lui, deși nu prețuiseră lucrarea lui personală. Și, aflând despre curajul și credința lui în timpul îndelungatei sale întemnițări, ei au fost treziți la o mare credincioșie și la un mai mare zel pentru lucrarea lui Hristos. Printre ajutoarele lui Pavel la Roma erau mulți dintre primii lui tovarăși și conlucrători. Luca, doctorul prea iubit, care îl însoțise în călătoria sa la Ierusalim în timpul celor 2 ani de întemnițare la Cezarea, cum și în tot timpul primejdioasei călătorii la Roma, era încă și acum cu el. Timotei slujea, de asemenea, spre mângâierea și ajutarea lui. Tihic, fratele prea iubit și slujitorul credincios, tovarășul meu de luptă în Domnul.
a stat în chip nobil alături de apostol. Tima și Marcu erau de asemenea cu el. Aristarh și Epafra erau tovarășii lui de temniță. Coloseni, capitolul 4, versetele 7 la 14. De la primii ani ai vieții sale de credință și până acum, experiența creștină a lui Marcu a devenit mai profundă. Studiind mai de aproape viața și moartea lui Hristos, el dobândise vederi mai clare despre lucrarea Mântuitorului, despre truda și luptele ei. Citind în rănile din mâinile și picioarele lui Hristos semnele slujirii sale pentru omenire și până unde a trebuit să meargă lepădarea sa de sine pentru a salva pe cel pierdut și pieritor, Marcu era gata să-l urmeze pe maestru pe calea sacrificiului de sine. Acum, împărtășind soarta lui Pavel întemnițatul, el a înțeles mai bine decât oricând mai înainte că este un câștig nespus de mare al câștiga pe Hristos și este o pierdere de nedescris a câștiga lumea, dar a pierde sufletul pentru a cărui mântuire a fost vărsat sângele lui Isus. În fața încercărilor și a împotrivirilor grele, Marcu a continuat să rămână statornic, un înțelept și iubit ajutor al apostolului. Dima, statornic pentru o vreme, a părăsit după un timp lucrarea lui Hristos. Referindu-se la aceasta, Pavel a scris: Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit. 2 Timotei 4,10. Pentru un câștig lumesc, Dima a dat în schimb orice înaltă și nobilă considerație. Ce schimb miop! Având numai bogăția sau cinstea lumească, Dima era cu adevărat sărac, oricât s-ar fi putut lăuda el că i-ar aparține. În timp ce Marcu, alegând să sufere de dragul lui Hristos, poseda bogățiile veșnice, fiind socotit în ceruri ca moștenitor al lui Dumnezeu și un împreună moștenitor cu Fiul Său. Printre cei care își predaseră inimile lui Dumnezeu în urma lucrării lui Pavel în Roma era și Onisim, un sclav păgân care păgubise pe stăpânul său Filimon, un credincios creștin din Colose, și fugise la Roma. În bunătatea inimii sale, Pavel a căutat să ușureze sărăcia și nenorocirea sărmanului fugar și apoi s-a străduit să facă să strălucească lumina adevărului în mintea lui întunecată. Onisim a ascultat cuvintele vieții și a mărturisit păcatele și a fost convertit la credința lui Hristos. Onisim s-a făcut iubit de Pavel prin pioșia și sinceritatea sa și numai puțin prin grija iubitoare față de tot ce avea nevoie apostolul, cât și prin râvna lui în înaintarea lucrării Evangheliei. Pavel a văzut în el trăsături de caracter care aveau să facă din el un bun ajutor în lucrarea misionară și l-a sfătuit să se întoarcă fără întârziere la Filimon, să-i ceară iertare și să facă planuri pentru viitor. Apostolul a făgăduit că va răspunde el pentru suma de bani de care fusese păgubit Filimon. Fiind aproape să-l trimită pe Tihi cu scrisori către diferitele biserici din Asia Mică, el a trimis și pe Onisim cu el. Era o încercare foarte grea pentru acest serv, ca să se dea singur în mâna stăpânului pe care îl păgubise, însă el fusese convertit pe deplin și nu s-a dat în lături de la datoria sa. Pavel i-a încredințat lui Onisim o scrisoare către Filimon, în care, cu tactul și bunătatea lui obișnuită, apostolul a intervenit pledând cauza sclavului pocăit și și-a exprimat dorința de a se mai folosi de serviciile lui și pe viitor. Scrisoarea a început cu o salutare plină de iubire adresată lui Filimon ca prieten și împreună lucrător. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul nostru Iisus Hristos. Mulțumesc totdeauna Dumnezeului meu ori de câte ori mi-aduc aminte de tine în rugăciunile mele, pentru că am auzit despre credința pe care o ai în Domnul Iisus și dragostea față de toți sfinții. Îl rog ca această părtășie a ta la credință să se arate prin fapte, care să dea la iveală tot binele ce se face între noi în Hristos. Apostolul i-a reamintit lui Filimon că fiecare gând bun și fiecare trăsătură de caracter pe care o avea se datora harului lui Hristos. Numai aceasta îl făcea să se deosebească de cel stricat și păcătos. Același har poate face dintr-un criminal decăzut un copil al lui Dumnezeu și un folositor lucrător al Evangheliei. Pavel ar fi putut insista față de Filimon asupra datoriei lui de creștin, însă el a ales mai bine limbajul rugăminții. Așa cum sunt, bătrânul Pavel,
iar acum întemnițat pentru Hristos Iisus, te rog pentru copilul meu pe care l-am născut în lanțurile mele, pentru Onisim, care altădată ți-a fost nefolositor, dar care acum îți va fi folositor și ție și mie. Apostolul îi cerea lui Filimon ca, având în vedere convertirea lui Onisim, să primească pe sclavul pocăit ca pe propriul său copil, dovedindu-i o asemenea iubire încât acesta să aleagă să locuiască împreună cu stăpânul lui de mai înainte, nu ca pe un rob, ci mult mai sus decât un rob, ca pe un frate prea iubit. El și-a exprimat dorința de a-l reține pe Onisim, deoarece era unul care îl putea ajuta în lanțurile sale, după cum ar fi făcut chiar și Filimon. Totuși el nu-i dorea serviciile decât numai dacă Filimon, din propria lui voință, l-ar fi eliberat pe sclav. Apostolul știa bine asprimea cu care stăpânii se purtau față de sclavilor și mai știa de asemenea că Filimon era foarte mânios din pricina purtării servului său. El îi scrisese într-un fel ca să-i trezească cele mai adânci și mai calde simțăminte de creștin. Convertirea lui Onisim făcuse din el un frate de credință și orice pedeapsă aplicată acestui nou convertit avea să fie privită de Pavel ca și cum i s-ar fi aplicat lui. Pavel a propus de bună voie ca să plătească el datoria lui Onisim, pentru ca cel vinovat să fie cruțat de rușinea pedepsirii și iarăși să se poată bucura de privilegiile pe care le pierduse. Dacă mă socotești dar ca prieten al tău, scrie el lui Filimon, primește-l ca pe mine însumi și dacă ți-a adus vreo vătămare sau ți este dator cu ceva, pune aceasta în socoteala mea. Eu, Pavel, voi plăti, scriu cu mâna mea. Ce potrivită ilustrare a iubirii lui Hristos față de păcătosul pocăit! Servul care își jefuise stăpânul nu avea nimic cu care să despăgubească. Păcătosul care jefuise pe Dumnezeu de ani de slujire nu avea cu ce să-și achită datoria. Iisus s-a așezat între păcătos și Dumnezeu, spunând, eu voi plăti datoria. Păcătosul să fie cruțat, voi suferi eu în locul lui. După ce s-a oferit să ia asupra sa datoria lui Onisim, Pavel i-a amintit lui Filimon cât de mult îi datora el însuși apostolului. El îi datora ființa sa, pe sine însuși, deoarece Dumnezeu îl făcuse pe Pavel instrumentul convertirii lui. Apoi, printr-un apel plin de iubire și căldură, apostolul l-a rugat fierbinte pe Filimon ca, așa după cum prin facerile lui de bine înviorase pe sfinți, tot la fel el să învioreze spiritul apostolului prin împlinirea acestei pricini de bucurie. Bizuit pe ascultarea ta, adaugă el, știu că vei face chiar mai mult decât îți zic. Scrisoarea lui Pavel către Filimon arată influența Evangheliei asupra legăturilor dintre stăpân și serv. Sclavia era o instituție statornicită în întreg Imperiul Roman și în multe din bisericile pentru care lucrase Pavel se găseau atât stăpâni cât și sclavi. În orașe unde sclavii deseori întreceau cu mult numărul populației libere, legi grozav de aspre erau socotite ca necesare pentru a-i ține în supunere. Câte un roman bogat era deseori stăpânul a sute de sclavi, de diferite ranguri și cu educație și talente diferite. Având deplină putere asupra sufletelor și trupurilor acestor neputincioase ființe, el putea să le aplice orice suferință pe care o alegea. Dacă unul dintre ei, din răzbunare sau voință să se apere, îndrăznea să ridice o mână împotriva stăpânului său, întreaga familie a vinovatului putea să fie sacrificată în chip nemilos. Cea mai neînsemnată greșeală, vină sau nebăgare de seamă era deseori pedepsită fără îndurare. Unii stăpâni, mai omenoși decât alții, erau mai îngăduitori față de servilor, însă marea majoritate a bogaților și nobililor, de dați fără frâu satisfacerii plăcerilor desfrânate, pasiunilor și mâncării, făceau din sclavilor victimele nenorocite ale capriciului și tiraniei. Tendința întregului sistem era deznădăjduit de degradatoare. Nu era lucrarea apostolului aceea de a răsturna în chip nejudecat sau dintr-o dată ordinea statornicită a societății. A fi încercat aceasta ar fi însemnat să împiedice succesul Evangheliei. Însă el a învățat anumite principii care loveau chiar la temelia sclaviei și care, dacă ar fi fost puse în practică, cu siguranță că ar fi subminat întreg sistemul. Unde este Duhul Domnului, acolo este zlobozenia, 2 Corinteni 3:17, a declarat el. Odată convertit, sclavul devine un membru al trupului lui Hristos,
și deci avea să fie iubit și tratat ca un frate, un împreună moștenitor cu stăpânul său al binecuvântărilor lui Dumnezeu și al privilegiilor Evangheliei. Pe de altă parte, servilor le era dat sfatul să-și împlinească datoriile, nu numai când sunteți sub ochii lor, ca și cum ați vrea să plăceți oamenilor, ci ca niște robi ai lui Hristos care fac din inimă voia lui Dumnezeu. Efeseni 6:6. Creștinismul face o legătură de strânsă unire între stăpân și sclav, împărat și supus, slujitor al Evangheliei și păcătos decăzut, care a găsit în Hristos curățirea de păcat. Ei au fost spălați în același sânge, înviorați de același duh și ei sunt făcuți una cu Iisus Hristos. Capitolul 44. Casa Cezarului. Evanghelia a atins totdeauna cea mai mare biruință a ei în rândurile claselor celor mai umile. Cei ce ați fost chemați, printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales. 1 Corinteni 1:26. Nu ar fi fost de așteptat ca Pavel, un întemnițat sărman și lipsit de prieteni, să fie în stare a câștiga atenția claselor bogate și de rang mare dintre cetățenii romani. Pentru aceștia, viciul prezenta toate momelele strălucitoare și le robea voința. Însă dintre truditele și lipsitele victime ale împilărilor, chiar dintre sărmanii sclavi, mulți au ascultat cu bucurie cuvintele lui Pavel și în credința lui Hristos au găsit o nădejde și o pace care i-a înviorat sub povara soartei lor. Cu toate că lucrarea apostolului a început cu cei umili și de jos, influența sa s-a extins până când a ajuns chiar și la palatul împăratului. În vremea aceea, Roma era metropola lumii. Mândrii cezari dădeau legi aproape pentru toate neamurile de pe pământ. Împărat și curtean erau sau necunoscători ai umilului nazarinean, sau îl priveau cu ură și derâdere. Și totuși, în mai puțin de 2 ani, Evanghelia și-a făcut drum de la casa umilă a întemnițatului până la saloanele imperiale. Pavel este ținut în lanțuri ca un făptuitor de rele, dar cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. 2 Timotei, capitolul 2, cu versetul 9. În anii dinainte, apostolul vestise în public credința lui Hristos cu o putere câștigătoare și, prin semne și minuni, el a dat o dovadă de netăgăduit despre caracterul ei divin. Cu o fermitate plină de noblețe, el se ridicase înaintea înțelepților Greciei și, prin cunoștința și înțelepciunea vorbirii sale, zdrobise argumentele mândrei filozofii. Cu un curaj îndrăzneț, el a stat înaintea regilor și guvernatorilor și le-a vorbit despre neprihănire, cumpătare și judecata ce avea să vină, până acolo încât mândrii curmuitori s-au cutremurat, ca și cum ar fi privit grozăviile zilei lui Dumnezeu. Nu tot asemenea ocazii îi erau date acum apostolului, care era mărginit la locuința sa, putând să vestească adevărul numai la aceia care îl căutau acolo. El nu a avut, asemenea lui Moise și lui Aron, o poruncă divină de a merge înaintea desfrânatului împărat și în numele marelui Eu Sunt să mustre cruzimea și împilarea lui. Totuși, chiar în vremea când principalul lui apărător era în mod clar izolat, rupt de orice lucrare publică, a fost câștigată pentru Evanghelie o mare biruință, căci chiar din casa împăratului au fost adăugați bisericii noi membri. Nicăieri nu putea să existe o atmosferă mai nepotrivită pentru creștinism ca la curtea Romei. Nero părea să fi șters din sufletul său și ultima urmă de divinitate, ba chiar de simțământ omenesc, pentru a purta asupra și în semnele lui Satana. Sfetnicii și curtenii lui, în general, aveau același caracter ca al lui, cruzi, decăzuți și stricați. După toate aparențele, era cu neputință pătrunderea creștinismului în curtea și în palatul lui Nero. Și totuși, în cazul acesta, ca și în multe altele, s-a adeverit ca fiind adevărată susținerea lui Pavel că armele cu care lupta el erau întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. 2 Corinteni 10:4. Chiar și în casa lui Nero au fost câștigate trofee ale crucii. Dintre ticăloșii care înconjurau un împărat ticălos, au fost câștigați convertiți care au devenit fii ai lui Dumnezeu. Aceștia nu erau creștini în ascuns, ci pe față, ei nu se rușinau de credința lor. Și prin ce mijloace s-a realizat o intrare și o bază temeinică a creștinismului acolo, unde primirea lui părea chiar cu neputință?
În epistola sa către Filipeni, Pavel atribuie succesul său în câștigarea de convertiți din casa lui Nero la credință proprii sale întemnițări. Temându-se ca nu cumva să se creadă că întristările sale împiedicaseră înaintarea Evangheliei, el îi asigura: vreau să știți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. Filipeni 1:12. Când au aflat pentru prima dată că Pavel avea să viziteze Roma, bisericile creștine nădăjduiau la un triumf măreț al Evangheliei în această cetate. Pavel dusese adevărul în multe țări. El îl vestise în cetăți mari. Oare nu putea acest apărător al credinței să aibă succes în câștigarea de suflete la Hristos chiar și în metropola lumii? Dar nădejdile lor au fost sfârmate la vestea că Pavel plecase la Roma ca întemnițat. Ei au sperat plin de încredere să vadă că Evanghelia, odată statornicită în acest mare centru, se va întinde cu repeziciune la toate neamurile și va deveni o putere biruitoare pe pământ. Cât de mare le era dezamăgirea! Așteptările omenești dăduseră greș, însă nu și planurile lui Dumnezeu. Nu prin predicile lui Pavel, ci prin lanțurile sale a fost atrasă atenția curții asupra creștinismului. Ca întemnițat, el a sfârmat din sufletele multora lanțurile care îi țineau în robia păcatului. Și aceasta nu era totul. El declară: cei mai mulți din frați, îmbărbătați de lanțurile mele, au și mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. Filipeni 1:14. Răbdarea și voința lui Pavel din timpul îndelungatei și nedreptei lui întemnițări, curajul și credința lui, erau o continuă predică. Spiritul lui, atât de deosebit de spiritul lumii, dădea mărturie că o putere mai mare decât aceea a pământului era prezentă cu el. Și, prin exemplul său, creștinii erau îndemnați la o și mai mare râvnă ca apărători ai lucrării, din a cărei activitate publică Pavel fusese scos. În felul acesta, lanțurile lui Pavel aveau influență, așa că atunci când puterea și utilitatea lui păreau înlăturate și când, după toate aparențele, el putea face cel mai puțin, atunci el a strâns snop pentru Hristos din câmpuri din care se părea că era cu totul înlăturat. Înainte de încheierea acestor 2 ani de întemnițare, Pavel a fost în stare să spună: în toată curtea împărătească și pretutindeni aiurea, toți știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Iisus Hristos. Și printre cei care trimiteau salutări filipenilor, el amintește în mod deosebit pe cei din casa cezarului. Filipeni 1:13 și 4:22. Atât răbdarea, cât și curajul, își au biruințele lor. Prin smerenie în încercări, numai puțin prin îndrăzneală în acțiune, suflete pot fi câștigate la Hristos. Creștinul care dovedește răbdare și voioșie în lipsuri și suferință, care întâmpină chiar moartea cu pacea și liniștea unei credințe neșovăielnice, poate săvârși pentru Evanghelie mult mai mult decât ar fi putut săvârși printr-o viață lungă de credincioasă lucrare. Deseori, când slujitorul lui Dumnezeu este scos din împlinirea activă a datoriei, măsură tainică pe care vederea noastră mioapă ar deplânge-o, este hotărâtă de Dumnezeu pentru împlinirea unei lucrări ce altfel nu ar fi fost făcută niciodată. Urmașul lui Hristos să nu gândească, atunci când nu mai este în stare să lucreze în mod public și activ pentru Dumnezeu și adevărul său, că nu mai are de făcut nicio lucrare și că nu mai poate dobândi nicio răsplată. Adevărații martori ai lui Hristos nu sunt niciodată dați la o parte. Atunci când sunt sănătoși și când sunt bolnavi, când sunt în viață, cât și atunci când sunt morți, Dumnezeu îi folosește încă. Când datorită răutății lui Satana, servii lui Hristos au fost prigoniți, iar lucrarea lor neobosită împiedicată, când au fost aruncați în închisoare sau târâți la eșafod sau la rug, aceasta s-a întâmplat pentru ca adevărul să dobândească o și mai mare biruință. Când acești credincioși au sigilat mărturia vieții cu sângele lor, suflete care până atunci stăteau la îndoială și în nesiguranță au fost convinse despre credința lui Hristos și, plină de curaj, au luat poziție pentru el. Din cenușa martirilor a răsărit un îmbelșugat seceriș pentru Dumnezeu. Râvna și credincioșia lui Pavel, cât și a conlucrătorilor săi, numai puțin decât credința și ascultarea acestor convertiți la creștinism în împrejurări atât de potrivnice, alcătuiesc o mustrare față de trândăvia și lipsa de credință în lucrarea de slujire a lui Hristos.
Apostolul și conlucrătorii săi ar fi putut argumenta că ar fi fost un lucru zadarnic să cheme la pocăință și la credința în Hristos pe slujitorii lui Nero, supuși, așa cum erau, ispitelor celor mai crunte, înconjurați de piedici grozav de mari și expuși unei împotriviri nemiloase. Chiar dacă ar fi fost convinși în privința adevărului, cum ar fi putut ei să-i dea ascultare? Dar Pavel nu a judecat în felul acesta. În credință, el a prezentat acestor suflete Evanghelia și printre aceia care au auzit au fost unii care s-au hotărât să asculte de ea cu orice preț. Neținând seama de piedici și primejdii, ei erau gata să primească lumina și să se încreadă în Dumnezeu care să-i ajute ca lumina lor să lumineze și pe alții. Nu numai că au fost câștigați la adevăr, convertiți chiar din casa cezarului, dar după convertirea lor, ei au rămas în acea casă. Ei nu se simțeau liberi să-și părăsească posturile datoriei lor, pentru că situațiile din jurul lor nu mai le erau potrivite. Adevărul îi găsise acolo și ei au rămas acolo, pentru ca, prin viața și caracterul lor schimbat, să dea mărturie despre puterea transformatoare a noii credințe. Este cineva ispitit să facă din împrejurările în care se găsește o scuză de a nu mărturisi pe Hristos? Să cugete la situația ucenicilor din casa cezarului, decăderea morală a împăratului, desfrâul de la curte. Cu greu ne putem închipui împrejurări mai nefavorabile unei vieți religioase și care să atragă după sine un sacrificiu sau împotriviri mai mari decât acelea în care s-au găsit acești convertiți. Și cu toate acestea, în mijlocul greutăților și primejdilor, ei și-au păstrat credincioșia lor. Din pricina piedicilor care par de netrecut, creștinul poate căuta să se scuze de a asculta adevărul, așa cum este el în Isus, dar el nu poate aduce nicio scuză care să reziste cercetării. Dacă el ar putea face aceasta, atunci ar dovedi că Dumnezeu este nedrept în aceea că el a stabilit pentru copiii săi niște condiții de mântuire pe care ei nu le pot împlini. Cel care este hotărât în inima sa să-i slujească lui Dumnezeu va găsi ocazia de a da mărturie pentru el. Greutățile nu vor avea putere să împiedice pe acela care este hotărât să caute mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea sa. În puterea câștigată prin rugăciune și cercetarea cuvântului, ei vor umbla după virtute și vor lepăda viciul. Privind la Isus, începătorul și desăvârșitorul credinței, care a îndurat împotrivirea păcătoșilor față de sine, credinciosul va întâmpina curajos de faima și de râderea. Și ajutor și har îndestulător pentru orice împrejurare sunt făgăduite de acela al cărui cuvânt este adevăr. Brațele sale veșnice cuprind sufletul care se îndreaptă spre el după ajutor. Ne putem încrede cu toată siguranța în grija sa, spunând, ori de câte ori mă tem, eu mă încred în tine. Psalmul 56:3. Dumnezeu își va împlini făgăduințele față de toți aceia care își pun încrederea în el. Prin propriul său exemplu, Mântuitorul a arătat că urmașii săi pot fi în lume și totuși nu din lume. El a venit nu pentru a se împărtăși de plăcerile ei amăgitoare, spre a fi stăpânit de obiceiurile ei și a urma practicile ei, ci de a face voia Tatălui său, să caute și să mântuiască ce era pierdut. Cu această țintă înaintea sa, creștinul poate rămâne nemolipsit în orice împrejurare. Oricare ar fi situația sau împrejurările, mai înalte sau mai umile, el va da pe față puterea adevăratei religii printr-o credincioasă îndeplinire a datoriei. Nu scutit de încercare, ci în mijlocul ei se dezvoltă caracterul creștin. Dând piept cu refuzul și împotrivirea, urmașul lui Hristos ajunge la o mai mare veghere și la o mai serioasă rugăciune către ajutorul cel puternic. Încercările cele aspre, îndurate prin harul lui Dumnezeu, dezvoltă răbdare, vigilență, putere morală, cum și o profundă și dăinuitoare încredere în Dumnezeu. Triumful credinței este ceea ce îl face în stare pe cel care o trăiește să sufere și să fie tare, să se supună și astfel să biruiască, să fie dat morții toată ziua și totuși să trăiască, să poarte crucea și astfel să câștige cununa slavei. Capitolul 45. Scrisori din Roma. De la începutul experienței sale creștine, apostolului Pavel i s-au dat ocazii deosebite de a învăța voia lui Dumnezeu cu privire la urmașii lui Isus.
El a fost răpit până în al treilea cer, în rai, și a auzit cuvinte care nu se pot spune și pe care nu este îngăduit unui om să le rostească. El însuși recunoaște că a primit din partea Domnului multe vedenii și descoperiri. Înțelegerea din partea sa a principiilor adevărului Evangheliei era la fel ca a acestor apostoli așa de minunați, 2 Corinteni, capitolul 12, versetele 2, 4, 1 și 11. El avea o înțelegere clară despre lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea dragostei lui Hristos, care întrece orice cunoștință. Efeseni, capitolul 3, versetele 18 și 19. Pavel nu a putut spune tot ce a văzut în vedenie, căci printre ascultătorii săi erau unii care ar fi dat un înțeles greșit cuvintelor lui, dar ceea ce îi fusese descoperit l-a făcut în stare să lucreze ca un conducător și un înțelept învățător și de asemenea a dat formă soliilor pe care el în anii de mai târziu le-a trimis bisericilor. Impresia pe care el a primit-o când a fost în viziune l-a urmărit totdeauna, făcându-l în stare să dea o corectă reprezentare a caracterului creștin. Atât prin grai cât și prin scris, el a purtat o solie care de atunci a adus ajutor și a întărit biserica lui Dumnezeu. Credincioșilor de azi, această solie le vorbește în mod clar despre primejdiile ce vor amenința biserica, cum și despre învățăturile false cărora vor avea să le facă față. Dorința apostolului pentru aceia cărora el le adresa epistolele sale de sfătuire și îndemnare era aceea ca ei să nu mai fie copii, plutind încoace și încolo purtați de orice vânt de învățătură, ci ca ei să ajungă cu toții la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. El ruga călduros pe aceia care erau urmași ai lui Iisus și care trăiau între păgâni să nu mai trăiți așa cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu în urma împietririi inimilor lor, ci cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți, răscumpărați vremea. Efeseni, capitolul 4, versetele 14, 13, 17 și 18. El i-a încurajat pe credincioși să privească înainte spre momentul când Hristos, care a iubit biserica sa și s-a dat pe sine pentru ea, va înfățișa înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, o biserică sfântă și fără prihană. Efeseni 5, cu 25 și 27. Soliile acestea, scrise nu cu o putere de om, ci de Dumnezeu, cuprind lecții care ar trebui să fie studiate de toți și care se vor dovedi de folos să fie deseori repetate. În ele este arătată evlavia practică, sunt prezentate principiile care trebuie să fie urmate de fiecare și în care este în mod clar arătată calea care duce la viața veșnică. În epistola către sfinții și frații credincioși în Hristos, care sunt în Colose, scrisă pe când era întemnițat la Roma, Pavel amintește despre bucuria sa pentru statornicia lor în credință, vești ce-i fuseseră aduse de Epafras, care, după cum scrie apostolul, ne-a vorbit despre dragostea voastră în Duhul. De aceea și noi, continuă el, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoștința voii lui în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească, pentru ca astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-i fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu, întăriți cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei lui pentru orice răbdare și îndelungă răbdare cu bucurie. În felul acesta, Pavel a pus în cuvinte dorința sa față de credincioșii coloseni. Cât de înalt este idealul pe care aceste cuvinte îl înfățișează înaintea urmașului lui Hristos. Ele arată minunatele posibilități ale vieții creștine și face clar că nu este nicio limită a binecuvântărilor pe care copiii lui Dumnezeu le pot primi. Crescând continuu în cunoașterea lui Dumnezeu, ei pot înainta din putere în putere, din înălțime în înălțime, în experiența creștină, până când, prin tăria slavei lui, ei sunt învredniciți să aibă parte de moștenirea sfinților în lumină.
Apostolul a proslăvit pe Hristos înaintea fraților săi ca fiind acela prin care Dumnezeu a creat toate lucrurile și prin care El a lucrat și răscumpărarea lor. El a declarat că mâna care susține lumile în spațiu și ține în deplină rânduială și activitate neîntreruptă toate lucrurile din întreg universul lui Dumnezeu este mâna care a fost pironită pe cruce pentru ei. Prin el, scria Pavel, au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domni, fie dregătorii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin el și pentru el. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin el. Și pe voi, care odinioară erați străini și vrăjmași prin gândurile și faptele voastre rele, El v-a îmbrăcat acum prin trupul lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea lui sfinți, fără prihană și fără vină. Fiul lui Dumnezeu s-a plecat în umilință spre a ridica pe cel căzut. Pentru aceasta el a părăsit lumile necăzute din înălțime, pe cele 99 care îl iubeau, și a venit pe acest pământ spre a fi străpuns pentru păcatele noastre și zdrobit pentru fără de legile noastre, Isaia 53:5. În toate privințele el a fost făcut asemenea fraților săi. El a devenit trup așa cum suntem noi. El știa ce înseamnă să fii flămând, însetat și obosit. El era întărit prin hrană și reînviorat prin somn. El era străin și călător pe pământ, în lume, dar nu din lume. Ispitit și încercat, așa cum sunt ispitiți și încercați bărbații și femeile de azi, trăind totuși o viață fără de păcat. Blând, milos, plin de împreună simțire față de alții, totdeauna atent față de alții, el a reprezentat caracterul lui Dumnezeu. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Ioan, capitolul 1, cu versetul 4. Înconjurați de practicile și de influențele păgânismului, credincioșii colosenii erau în primejdia de a fi abătuți de la simplitatea Evangheliei. Și Pavel, avertizându-i împotriva acestui lucru, le îndreaptă atenția către Hristos, ca singura călăuză sigură. Vreau, scria el, în adevăr să știți cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodicea și pentru toți cei ce nu mi-au văzut fața în trup, pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Spun lucrul acesta pentru ca nimeni să nu vă înșele prin vorbiri amăgitoare. Astfel, dar, după cum ați primit pe Hristos Iisus, Domnul, așa să și umblați în El, fiind înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință, după învățăturile care v-au fost date și sporind în ea cu mulțumiri către Dumnezeu. Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia sau cu o amăgire deșartă, după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Căci în El locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Voi aveți totul deplin în El, care este capul oricărei domnii și stăpâniri. Hristos profetizase că se vor ridica mulți amăgitori prin a căror influență fără de legea se va înmulți și dragostea celor mai mulți se va răci, Matei 24:12. El îi avertizase pe ucenici că biserica va fi într-o mai mare primejdie din cauza acestui rău decât din pricina prigoanei din partea vrăjmașilor lor. În repetate rânduri, el i-a avertizat pe credincioși împotriva acestor învățători falși. Față de această primejdie, mai presus decât oricare alta, ei trebuiau să se păzească, căci prin primirea învățătorilor falși ei aveau să deschidă ușa la rătăciri prin care vrăjmașul avea să întunece simțul spiritual și să clatine încrederea celor noi veniți la credința Evangheliei. Hristos era măsura prin care ei trebuiau să probeze învățăturile care li se aduceau. Ei trebuiau să respingă tot ceea ce nu era în armonie cu învățăturile sale. Hristos răstignit, pentru păcat, Hristos înviat din morți, Hristos înălțat în slavă. Aceasta era știința mântuirii pe care aveau să o învețe și să o predice ei. Avertizările cuvântului lui Dumnezeu cu privire la primejdiile care înconjurau biserica creștină sunt și pentru noi astăzi. Ca și în zilele apostolilor,
Oamenii încearcă azi, ca prin tradiție și filozofie, să nimicească credința în scripturi, iar prin simțămintele plăcute ale înaltei critici, evoluției, spiritismului, teosofiei și panteismului, vrăjmașul neprihănirii caută să îndrume suflete spre cărări oprite. Pentru mulți, Biblia este o candelă fără un de lemn, pentru că ei și-au îndrumat mințile spre căile credinței speculative, care aduce ca roade o greșită înțelegere și confuzie. Lucrarea înaltei critici, disecând, presupunând și reclădind, nimicește credința în Biblie, ca o descoperire divină. Ea jefuiește cuvântul lui Dumnezeu de puterea de a-i călăuzi, înălța și inspira pe oameni. Prin spiritism, mulțimi de oameni sunt învățați să creadă că dorința este legea cea mai înaltă, că desfrâul este libertate și omul este răspunzător numai față de sine însuși. Urmașul lui Hristos va fi confruntat cu vorbirea măgitoare împotriva cărora apostolul îi avertiza pe credincioșii coloseni. El va întâmpina interpretările spiritiste ale scripturii, dar nu trebuie să le primească. Glasul lor trebuie să se audă vestind cu claritate adevărurile veșnice ale scripturilor. Ținându-și ochii ațintiți la Hristos, el trebuie să pășească mereu înainte pe calea arătată, ne luând în seamă nicio idee care nu este în armonie cu învățătura Domnului Iisus. Adevărul lui Dumnezeu ar trebui să alcătuiască subiectul cugetării și meditării sale. El trebuie să privească Biblia ca fiind glasul lui Dumnezeu ce îi vorbește direct. În felul acesta va găsi înțelepciunea care este divină. Cunoașterea lui Dumnezeu, așa cum este ea descoperită în Hristos, este cunoașterea pe care trebuie să o aibă toți aceia care sunt mântuiți. Aceasta este cunoașterea care lucrează transformarea caracterului. Primită în inimă, ea va aduce înnoirea sufletului după chipul lui Hristos. Aceasta este cunoașterea care Dumnezeu îi îndeamnă pe copiii săi pentru a o primi, afară de care toate celelalte nu sunt decât deșertăciune și nimicnicie. În fiecare generație și în fiecare țară, adevărata temelie pentru clădirea caracterului a fost aceeași, principiile cuprinse în cuvântul lui Dumnezeu. Singura cale sigură și temeinică este aceea de a face ceea ce spune Dumnezeu. Orânduirile Domnului sunt drepte și cel ce se poartă așa nu se clatină niciodată. Psalmul 19:8 și 15:5. Cu acest cuvânt al lui Dumnezeu au întâmpinat apostolii teoriile mincinoase ale zilelor lor, spunând, nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă. 1 Corinteni 3:11. La vremea convertirii și botezului lor, credincioșii coloseni au făgăduit să dea la o parte credințele și obiceiurile care până aici făcuseră parte din viața lor și să fie credincioși supunerii lor față de Hristos. În epistola sa, Pavel le reamintește despre aceasta și stăruiește călduros de ei să nu dea uitării faptul că, pentru a-și ține făgăduința dată, ei trebuiau să depună eforturi continue împotriva lucrurilor rele care aveau să caute să pună stăpânire pe ei. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Prin puterea lui Hristos, bărbați și femei au sfârmat lanțurile obiceiurilor păcătoase, ei au renunțat la egoism. Cel profan a ajuns evlavios, bețivul cumpătat, cel desfrânat curat. Sufletele care au purtat asemănarea cu Satan au fost schimbate după chipul lui Dumnezeu. Această schimbare este în ea însăși minunea minunilor. O schimbare săvârșită prin cuvânt este una din cele mai profunde taine ale cuvântului. Noi nu o putem înțelege, nu putem decât să credem, așa după cum spun scripturile, că ea este Hristos în voi, nădejdea slavei. Când Spiritul lui Dumnezeu stăpânește mintea și inima, sufletul convertit izbucnește într-o cântare nouă, căci el își dă seama că în viața sa făgăduința lui Dumnezeu a fost împlinită, că fără de legea sa a fost iertată
și că păcatul său a fost acoperit. El trăise pocăința față de Dumnezeu pentru călcarea legii divine și credința față de Hristos, care a murit pentru îndreptățirea omului. Fiindcă suntem socotiți îndreptățiți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Romani 5:1. Dar, deși a ajuns la această experiență, nu înseamnă că de aici încolo creștinii trebuie să-și încrucișeze mâinile, mulțumiți cu ceea ce a fost săvârșit față de ei. Cel care s-a hotărât să intre în împărăția spirituală își va da seama că toate puterile și patimile unei naturi nerenăscute, susținute de puterile împărăției întunericului, stau împotriva lui. Zilnic, el trebuie să-și reînnoiască consacrarea, zilnic să ducă bătălia cu răul. Obiceiurile cele vechi, înclinațiile moștenite către rău, se vor lupta să stăpânească și față de acestea el trebuie mereu să se păzească, luptându-se prin puterea lui Hristos pentru a dobândi biruința. De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, scrisese Pavel Colosenilor, pentru că din numărul lor erați și voi odinioară, când trăiați în aceste păcate, dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Astfel, dar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii, pacea lui Hristos, la care ați fost chemați, ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Epistola către Coloseni este plină de cele mai valoroase lecții pentru toți aceia care sunt angajați în slujirea lui Hristos, lecții care arată unicitatea țintei și înălțimea scopului care va fi văzut în viața aceluia care, în mod drept, reprezintă pe Mântuitorul. Renunțând la tot ce l-ar împiedica de a înainta pe calea propășirii sau care ar abate picioarele altora de pe calea cea strâmtă, credinciosul va dovedi în viața sa zilnică îndurare, bunătate, blândețe, îngăduință și iubirea lui Hristos. Puterea unei vieți mai înalte, mai curate și mai nobile este lucrul de care avem cea mai mare nevoie. Lumea stăpânește prea mult cugetarea noastră, în timp ce împărăția cerurilor prea puțin. În strădaniile sale de a atinge pentru sine idealul lui Dumnezeu, creștinul nu are nimic de care să dispere. Desăvârșirea morală și spirituală, prin harul și puterea lui Hristos, este făgăduită tuturor. Iisus este izvorul puterii, fântâna vieții. El ne duce la cuvântul său și din pomul vieții ne pune înainte frunze pentru tămăduirea sufletelor bolnave de păcat. El ne conduce la tronul lui Dumnezeu și ne pune în gură o rugăciune prin care suntem aduși într-o mai strânsă legătură cu sine. Spre binele nostru, el pune la lucru mijloacele atotputernice ale cerului. La fiecare pas, noi luăm contact cu puterea sa vie. Dumnezeu nu pune nicio limită înaintării acelora care doresc să fie umpluți de cunoștința voii lui, în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească. Prin rugăciune, prin veghere, prin creștere în cunoștință și pricepere, ei vor fi întăriți cu toată puterea potrivit cu tăria lui. Astfel ei sunt pregătiți să lucreze pentru alții. Este planul lui Dumnezeu acela ca ființe omenești, curățite și sfințite, să alcătuiască mâna sa ajutătoare. Pentru acest mare privilegiu se cuvine să mulțumim aceluia care ne-a învrednicit să avem parte de moștenirea sfinților în lumină. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei lui. Epistola lui Pavel către Filipeni, la fel ca și aceea către Coloseni, a fost scrisă pe când el era întemnițat la Roma.
Biserica din Filipi trimisese daruri lui Pavel prin Epafrodit, pe care Pavel îl numește fratele și tovarășul meu de lucru și de luptă, trimisul și slujitorul vostru pentru nevoile mele. Pe când se găsea în Roma, Epafrodit s-a îmbolnăvit aproape de moarte, dar Dumnezeu a avut milă de el, scria Pavel, și nu numai de el, ci și de mine, ca să n-am întristare peste întristare. Auzind despre îmbolnăvirea lui Epafrodit, credincioșii din Filip s-au neliniștit din pricina lui și Pavel s-a hotărât să-l trimită înapoi. El dorea fierbinte ca să vă vadă pe toți și era foarte mâhnit pentru că aflasereți că a fost bolnav. L-am trimis dar cu atât mai îngrabă ca să-l vedeți și să vă bucurați iarăși și să fiu și eu mai puțin mâhnit. Primiți-l deci în Domnul cu toată bucuria și prețuiți pe astfel de oameni, căci pentru lucrul lui Hristos a fost el aproape de moarte și și-a pus viața în joc ca să împlinească ce lipsea slujbei voastre pentru mine. Prin Epafrodit, Pavel a trimis credincioșilor filipeni o epistolă în care le mulțumea pentru darurile trimise lui. Dintre toate bisericile, aceea din Filipi fusese cea mai darnică în aprovizionarea lui Pavel cu ceea ce îi lipsea. Știți voi înși vă, filipenilor, spunea apostolul în epistola sa, că la începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nicio biserică n-a avut legătură cu mine în ce privește darea și primirea afară de voi. Căci mi-ați trimis în Tesalonic o dată și chiar de două ori ceva pentru nevoile mele. Nu că umblu după daruri, dimpotrivă, umblu după câștigul care prisosește în folosul vostru. Am de toate și sunt în belșug. Sunt bogat de când am primit prin Epafrodit ce mi-ați trimis, un miros de bună mireasmă, o jertfă bine primită și plăcută lui Dumnezeu. Har vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea aminte pe care o păstrez despre voi. În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toți, cu bucurie pentru partea pe care o luați la Evanghelie, din cea dintâi zi până acum. Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Este drept să gândesc astfel despre voi toți, fiindcă vă port în inima mea, întrucât atât în lanțurile mele, cât și în apărarea și întărirea Evangheliei, voi sunteți toți părtași aceluiași har. Căci martor îmi este Dumnezeu că vă iubesc pe toți și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere, ca să deosebiți lucrurile alese, pentru ca să fiți curați și să nu vă poticniți până în ziua venirii lui Hristos, plin de roada neprihănirii, prin Iisus Hristos, spre slava și lauda lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu l-a susținut pe Pavel în timpul întemnițării sale, făcându-l în stare să se bucure în necaz. Plin de încredere și asigurare, el a scris fraților filipeni că întemnițarea sa a avut ca rezultat înaintarea Evangheliei. Vreau să știți, fraților, declara el, că împrejurările în care mă găsesc mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. În adevăr, în toată curtea împărătească și pretutindeni aiurea, toți știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Iisus Hristos și cei mai mulți din frați, îmbărbătați de lanțurile mele, au și mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. Această experiență a lui Pavel este o lecție pentru noi, căci ea descoperă calea lui Dumnezeu de a lucra. Domnul poate scoate o biruință din ceea ce nouă ni s-ar părea că este un obstacol și o înfrângere. Noi suntem în primejdie de a-L uita pe Dumnezeu, de a privi la lucrurile care se văd în loc să ne ațintim ochiul credinței la lucrurile care nu se văd. Când vine nenorocirea sau restriștea, suntem gata să-L învinuim pe Dumnezeu de neglijență sau cruzime. Dacă El socotește de folos să întrerupă activitatea noastră folositoare în unele domenii, murmurăm fără să stăm să cugetăm că poate în felul acesta Dumnezeu lucrează spre binele nostru. Trebuie să învățăm că pedeapsa face parte din marele său plan și că sub toiagul întristării, creștinul poate face uneori mult mai mult pentru Domnul decât atunci când este angajat în slujirea activă. Fiind pentru ei o pildă de viețuire creștină, Pavel îndreaptă atenția filipenilor spre Hristos,
care, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte, și încă moarte de cruce. Astfel, dar, prea iubiților, continuă el, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră, cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli, ca să fiți fără prihană și curați, copii ai lui Dumnezeu fără vină în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume, ținând sus cuvântul vieții. Așa ca, în ziua lui Hristos, să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar. Aceste cuvinte au rămas scrise pentru a fi de ajutor oricărui suflet care se luptă. Pavel ține mai sus măsura desăvârșirii și ne arată cum poate fi atinsă. Duceți până la capăt mântuirea voastră, spune el, căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi. Lucrarea de dobândire a mântuirii este o lucrare de conlucrare. Trebuie să existe conlucrare între Dumnezeu și păcătosul pocăit. Aceasta este necesar pentru formarea unor principii drepte în caracter. Omul trebuie să depună sforțări serioase pentru a învinge ceea ce îl împiedică a atinge desăvârșirea, dar pentru a ajunge la biruință, el este în totul dependent de Dumnezeu. Strădania omului singur nu este îndestulătoare. Fără ajutorul puterii divine, ea nu slujește la nimic. Dumnezeu lucrează, dar trebuie să lucreze și omul. Împotrivirea față de ispită trebuie să vină de la om, care trebuie să-și tragă puterea lui de la Dumnezeu. Pe de o parte este o infinită înțelepciune, milă și putere, pe de alta slăbiciune, păcătoșenie, totală neputință. Dumnezeu dorește ca noi să avem stăpânirea asupra noastră, însă El nu ne poate ajuta fără consimțământul și conlucrarea noastră. Duhul Sfânt lucrează prin puterile și însușirile date omului. Prin noi înșine nu suntem în stare să ducem gândurile, dorințele și înclinațiile noastre în armonie cu voința lui Dumnezeu. Dar dacă suntem dispuși să fim făcuți binevoitori, Mântuitorul va împlini aceasta pentru noi, răsturnând izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând el îl face rob ascultării de Hristos. 2 Corinteni, capitolul 10, cu versetul 5. Cel care vrea să clădească un caracter tare și simetric, care dorește să fie un creștin bine echilibrat, trebuie să-i dea totul lui Hristos și să facă totul pentru el, căci Mântuitorul nu va primi o slujire împărțită. Zilnic trebuie să învețe ce înseamnă predare de sine. El trebuie să studieze cuvântul lui Dumnezeu, înțelegându-i înțelesul și ascultând de preceptele lui. În felul acesta el poate atinge standardul desăvârșirii creștine. Zi de zi, Dumnezeu lucrează cu el, desăvârșindu-i caracterul care va trebui să stea tare în timpul încercării finale. Și zi de zi, credinciosul realizează înaintea oamenilor și a îngerilor un experiment sublim, arătând ce poate face Evanghelia pentru ființele omenești căzute. Eu nu cred că l-am apucat încă, scrie Pavel, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Pavel a făcut multe lucruri. De când și-a consacrat devotamentul, supunerea sa lui Hristos, viața sa a fost plină de o slujire neobosită. Din cetate în cetate, din țară în țară, el a călătorit spunând istoria crucii, câștigând convertiți la Evanghelie și întemeind biserici. El se îngrija necontenit de aceste biserici și le-a scris multe scrisori povățuitoare. Uneori lucra în meseria sa pentru a câștiga pâinea cea de toate zilele, dar în toată viața sa, plină de o neîncetată activitate, Pavel nu a pierdut niciodată din vedere unica mare țintă, să stăruie în alergarea către premiul marii sale chemări.
O singură țintă păstra el continuă înaintea sa, să fie credincios celui care la porțile Damascului i s-a descoperit. De la această țintă nimic nu a avut puterea să-l abată. Să proslăvească crucea de pe Golgota, acesta era motivul în totul captivant care îi inspira cuvintele și faptele sale. Ținta cea mare care l-a constrâns pe Pavel să stăruie în alergarea sa, în ciuda greutăților și dificultăților, ar trebui să-l determine pe fiecare lucrător să se consacre pe deplin slujirii lui Dumnezeu. Atracțiile lumii vor fi înfățișate în așa fel încât să-i abată atenția de la Mântuitorul. Dar el trebuie să stăruie înainte spre țintă, arătând lumii, îngerilor și oamenilor, că nădejdea de a vedea fața lui Dumnezeu este demnă de orice efort și sacrificiu pe care le-ar cere împlinirea acestei speranțe. Deși era întemnițat, Pavel nu era totuși descurajat. Dimpotrivă, un sunet de triumf se aude răsunând printre epistolele scrise de el din Roma către biserici. Bucurați-vă totdeauna în Domnul, scria el filipenilor. Iarăși zic, bucurați-vă, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre, după bogăția sa în slavă în Iisus Hristos. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi cu toți. Amin. Capitolul 46. În libertate. În timp ce lucrarea lui Pavel în Roma era binecuvântată prin convertirea multor suflete și întărirea și încurajarea credincioșilor, se adunau nori care amenințau nu numai propria sa siguranță, ci de asemenea și prosperitatea bisericii. La sosirea sa la Roma, el a fost dat în grijă capitanului gărzii imperiale, un bărbat drept și integru, prin a cărui bunăvoință el fusese oarecum lăsat liber să continue lucrarea Evangheliei. Dar înainte de încheierea celor 2 ani de întemnițare, bărbatul acesta a fost schimbat cu un slujbaș din partea căruia apostolul nu se putea aștepta la nicio bunăvoință deosebită. Iudeii erau acum mai activi decât oricând mai înainte în eforturile lor împotriva lui Pavel și au găsit un ajutor abil în femeia desfrânată pe care Nero și-o luase ca a doua soție a sa și care, fiind convertită la iudaism, și-a pus toată influența ei în susținerea planurilor ucigașe împotriva apărătorului creștinismului. Pavel se putea aștepta prea puțin la dreptate din partea cezarului la care apelase. Nero era mai decăzut din punct de vedere moral, mai josnic în caracter și în același timp în stare să săvârșească cruzimi mai fioroase decât oricare alt cârmuitor care fusese înaintea lui. Frânele cârmuirii nu ar fi putut fi încredințate unui stăpânitor mai despotic. Primul an al domniei sale a fost marcat de otrăvirea tânărului său frate vitreg, moștenitorul de drept al tronului. De la o profunzime a viciului și crimei la alta, Nero decăzuse într-atât încât a ajuns să-și ucidă mama și apoi soția. Nu era cruzime pe care el să nu o fi săvârșit, nici faptă mârșavă la care să nu se fi înjosit. În orice minte cinstită, el trezea numai dezgust și dispreț. Amănuntele nelegiuirii ce se săvârșeau la curtea sa sunt prea degradante și prea cutremurătoare pentru a fi descrise. Neînfrânata sa răutate producea dezgust și scârbă chiar în mulți dintre aceia care erau siliți să ia parte la crimele lui. Ei se temeau continuu de grozăviile pe care le-ar mai fi putut născoci în continuare, dar chiar și crime ca acelea săvârșite de Nero nu clătinau supunerea cetățenilor lui. El era recunoscut ca stăpânitorul absolut al întregii lumi civilizate. Mai mult decât atât, lui se dădea și cinste ca divinitate și îi se aducea închinare ca unui Dumnezeu.
Din punct de vedere al judecății omenești, osândirea lui Pavel înaintea unui astfel de judecător era sigură. Dar apostolul își dădea seama că, atâta vreme cât era credincios lui Dumnezeu, nu avea de ce să se teamă. Acela care în trecut a fost ocrotitorul său putea să-l apere și pe mai departe de răutatea iudeilor, cum și de puterea cezarului. Și Dumnezeu l-a ocrotit pe servul său. Când Pavel a fost cercetat, învinuirile aduse împotriva lui nu au fost probate și, contrar tuturor așteptărilor și în ce privește dreptatea ce era cu totul deosebită de caracterul său, Nero l-a declarat pe întemnițat ca nevinovat. Lanțurile lui Pavel au fost îndepărtate și el a devenit din nou un om liber. Dacă judecarea lui ar fi fost întârziată mai mult sau dacă din vreo pricină ar mai fi fost reținut în Roma, în cursul anului următor, fără îndoială că el ar fi pierit în timpul prigoanei care a avut loc. În timpul întemnițării lui Pavel, convertiții la creștinism se înmulțiseră atât de mult, încât ajunseseră să atragă atenția și să trezească dușmănia autorităților. Mânia împăratului a fost stârnită mai ales prin convertirea membrilor propriei sale case și în curând el a găsit un pretext să facă din creștini obiectul cruzimii sale nemiloase. În vremea aceea, în Roma, a izbucnit un incendiu grozav datorită căruia aproape o jumătate din cetate a ars. Se zvonea că Nero în persoană aprinsese flăcările, dar pentru a îndepărta bănuiala, el a făcut din aceasta un motiv de mare generozitate, ajutându-i pe cei rămași fără casă și ajunși în lipsă. Totuși, el era învinuit de crimă. Poporul era întărâtat și furios și pentru a se dezvinovăți și pentru a scăpa cetatea de o clasă de oameni de care se temea și pe care o ura, Nero a îndreptat învinuirea asupra creștinilor. Și retenia sa a prins și mii de urmași ai lui Hristos, bărbați, femei și copii, au fost dați morții în mod crud. Pavel a fost cruțat de această prigoană teribilă pentru că, la scurt timp după liberarea sa, el a părăsit Roma. El a folosit acest ultim timp de libertate în mod înțelept, lucrând în biserici. El a căutat să statornicească o dăinuitoare unire între bisericile din Grecia și cele din Răsărit și să întărească judecata credincioșilor față de învățăturile mincinoase care se strecurau între ei spre a le nărui credința. Încercările și îngrijorările pe care le avusese de suportat Pavel îi jefuiseră puterile sale fizice. Slăbiciunile vârstei îl ajunseseră. Își dădea seama că acum el făcea ultima sa lucrare și pe măsură ce timpul lucrării lui se scurta mai mult, efortul său era mai intens. Părea că râvna lui nu avea margini. Hotărât în planuri, prompt în acțiune, tare în credință, el a călătorit din biserică în biserică în multe țări și prin toate mijloacele ce îi stăteau în putere a căutat să întărească mâinile credincioșilor pentru ca ei să facă o lucrare credincioasă în ce privește câștigarea de suflete la Isus și pentru ca în vremurile de încercare în care pășeau să poată rămâne statornici Evangheliei, dând o mărturie credincioasă pentru Hristos. Capitolul 47. Ultima arestare. Lucrarea lui Pavel în mijlocul bisericilor, după ce fusese achitat în Roma, nu putea scăpa neobservată de vrăjmașii săi. De la începutul prigoanei pornite de Nero, creștinii ajunseseră pretutindeni o sectă proscrisă. După un timp, iudeii necredincioși au născocit ideea de a pune în sarcina lui Pavel crima de a fi îndemnat la aprinderea Romei. Niciunul dintre ei nu gândea câtuși de puțin că el ar fi vinovat. Dar ei știau că o asemenea vină, susținută chiar cu cea mai slabă înfățișare de temeinicie, avea să-i pecetluiască soarta. Prin strădaniile lor, Pavel a fost din nou arestat și dus în mare grabă spre ultima sa întemnițare. În cea de-a doua călătorie a sa la Roma, Pavel a fost însoțit de mai mulți dintre primii săi tovarăși. Alții doreau cu ardoare să-i împărtășească soarta, dar el a refuzat să le îngăduie să-și primejduiască viața. Perspectiva ce-i sta în față era mult mai puțin favorabilă decât în timpul primei sale întemnițări.
Prigoana din timpul lui Nero împuținase foarte mult numărul creștinilor din Roma. Mii au fost martirizați pentru credința lor, mulți părăsind cetatea, iar aceia care au rămas erau deprimați și intimidați. La sosirea sa în Roma, Pavel a fost întemnițat într-o închisoare întunecoasă, unde avea să rămână până la sfârșitul vieții. Învinuit de a fi pus la cale una dintre cele mai josnice și mai grozave crime împotriva cetății și a națiunii, el era ținta urii universale. Puținii prieteni care împărtășiseră poverile apostolului au început acum să-l părăsească, unii prin dezertare, iar alții cu însărcinările către diferite biserici. Figel și Ermogen au fost primii care au plecat, apoi Dima, care îngrozit de îngroșarea norilor de greutăți și primejdii, l-a dat uitării pe prigonitul apostol. Crescene a fost trimis de Pavel la bisericile din Galatia, Tit în Dalmația, Tihic la Efes. Scriindu-i lui Timotei despre această experiență, Pavel spune: numai Luca este cu mine, 2 Timotei 4,11. Niciodată nu a fusese apostolul mai multă nevoie de slujirea fraților săi ca acum. Slăbit cum era de vârstă, osteneală și infirmități și limitat la umedele și întunecoasele bolți ale unei temnițe romane. Serviciile lui Luca, ucenicul iubit și prietenul credincios, au fost o mare mângâiere pentru Pavel și aceasta i-a dat posibilitatea de a fi în legătură cu frații săi și cu lumea din afară. În acest timp de încercare, inima lui Pavel a fost înviorată prin desele vizite ale lui Onisifor. Acest efesean cu o inimă caldă a făcut tot ce a putut spre a ușura poverile întemnițării apostolului. Iubitul său învățător era în lanțuri din pricina adevărului, în timp ce el umbla liber. El nu și-a cruțat nicio osteneală spre a face soarta lui Pavel mai ușoară. În ultima epistolă pe care o mai scrie apostolul, el vorbește în felul următor despre acest credincios ucenic: Domnul să-și verse îndurarea peste casa lui Onisifor, căci de multe ori m-am mângâiat și nu i-a fost rușine de lanțul meu. Nu numai atât, dar când a fost în Roma, m-a căutat cu multă grijă și m-a găsit. Dea Domnul să capete îndurare de la Domnul în ziua aceea. 2 Timotei 1, 16-18. Dorința după iubire și simpatie este sădită în inimă chiar de Dumnezeu. Hristos, în ceasul agoniei sale în Ghetsemani, a tânjit mult după simpatia ucenicilor săi. Și Pavel, deși se părea că nu dă importanță greutăților și suferinței, suspina după simpatie și prieteni. Vizita lui Onisifor și mărturia despre credincioșia sa, într-un timp de singurătate și părăsire, au adus bucurie și însuflețire aceluia care își petrecuse viața în slujirea altora. Capitolul 48. Pavel înaintea lui Nero. Când Pavel a fost chemat să se înfățișeze înaintea împăratului Nero pentru a fi judecat, se întrezărea în mod sigur apropierea morții sale. Seriozitatea naturii crimei de care era învinuit, cum și dușmânia ce domnea față de creștini, dădeau puțin temei pentru a nădăjdui într-o sentință favorabilă. La greci și romani era obiceiul ca unui învinuit să îi se acorde favoarea de a folosi un avocat care să pledeze cauza sa înaintea tribunalului. Prin puterea argumentării, printr-o elocvență plină de căldură, ori prin cereri stăruitoare, rugăminți și lacrimi, un asemenea apărător obținea deseori o hotărâre în favoarea întemnițatului sau, dacă nu izbutea aceasta, câștiga cel puțin îndulcirea pedepsei. Dar când Pavel a fost chemat înaintea lui Nero, nimeni nu a riscat să fie sfătuitorul sau avocatul lui. Niciun prieten nu s-a găsit cel puțin pentru a însemna învinuirile ce i-au fost aduse sau argumentele prezentate în apărarea sa. Dintre creștinii din Roma nu s-a găsit niciunul care să pășească înainte și să stea alături de el în acest ceas al încercării. Singurul raport vrednic de încredere despre ocazia aceea
este cel prezentat chiar de Pavel în a doua sa epistolă către Timotei. La întâiul meu răspuns de apărare, scrie apostolul, nimeni n-a fost cu mine, toți m-au părăsit. Să nu li se țină în socoteală lucrul acesta. Însă Domnul a stat lângă mine și m-a întărit, pentru ca propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine și să o audă toate neamurile. Și am fost izbăvit din gura leului. 2 Timotei 4 cu 16 și 17. Pavel înaintea lui Nero, ce contrast izbitor! Mândrul împărat, înaintea căruia bărbatului Dumnezeu avea să răspundă pentru credința sa, atinsese atât culmea puterii, a autorității și a bogăției sale pământești, cât și adâncurile cele mai afunde ale crimei și nelegiuirii. În putere și mărire era neegalat. Nu era nimeni care să pună la îndoială autoritatea sa, nimeni care să se împotrivească voinței sale. Împărații își depuneau coroanele la picioarele sale. Oștiri puternice mărșăluiau la porunca sa și steagurile corăbiilor sale vesteau biruințe. Statuia lui era așezată în sălile de judecată, iar decretele senatorilor și hotărârile judecătorilor nu erau decât ecoul voinței sale. Milioane se plecau în ascultare în fața împuterniciților săi. Numele lui Nero făcea ca lumea să tremure. A atrage disgrația sa însemna pierderea averii, a libertății, a vieții, iar încruntarea frunții sale era mai de temut decât o ciumă. Fără bani, fără prieteni, fără apărător, bătrânul întemnițat a stat înaintea lui Nero, figura împăratului purtând mărturia rușinoasă a patimilor ce clocoteau înăuntru. Fața acuzatului vorbea despre o inimă împăcată cu Dumnezeu. Experiența vieții lui Pavel fusese una de sărăcie, renunțare de sine și suferință. Cu toată continua prezentare inexactă, defăimare și maltratarea lui, prin care vrăjmașii săi s-au străduit să-l intimideze, neînfricat, el a ținut sus tindardul crucii. Asemenea domnului său, el fusese un rătăcitor fără cămin și, la fel ca și el, trăise spre binecuvântarea omenirii. Cum ar fi putut Nero, un tiran capricios, rost de patim și de străbălat, să înțeleagă sau să aprecieze caracterul și motivele ce îl mânau pe acest fiu al lui Dumnezeu? Sala cea vastă era plină până la refuz de o mulțime nerăbdătoare și neliniștită, care se agita și se înghesuia tot mai în față pentru a vedea și auzi tot ce avea să aibă loc. De rang înalt sau de jos, bogat și sărac, învățat și neștiutor, mândru și umil, toți erau la fel de lipsiți de o adevărată cunoaștere a căii vieții și mântuirii. Iudeii au adus împotriva lui Pavel vechile lor învinuiri de răzvrătire și erezie, și atât iudeii cât și romanii îl învinuiau de a fi pus la cale aprinderea cetății. În timp ce aceste învinuiri erau aruncate asupra lui, Pavel a păstrat o liniște continuă. Poporul și judecătorii priveau la el cu surprindere. Ei luaseră parte la multe judecăți și văzuseră mulți criminali, dar niciodată nu au văzut un om având o privire atât de liniștită, sfântă ca întemnițatul dinaintea lor. Ochii cei ageri ai judecătorilor, obișnuiți a citi pe fețele întemnițaților, au cercetat în zadar fața lui Pavel spre a găsi unele dovezi ale vinovăției lui. Când i s-a îngăduit să vorbească în apărarea sa, toți au ascultat cu un interes plin de nerăbdare. Din nou, Pavel a avut ocazia să ridice steagul crucii înaintea unei mulțimi doritoare să afle ce avea el de spus. Privind asupra mulțimii dinaintea lui, iudei, greci, romani, împreună cu străini din multe țări, sufletul lui a fost răscolit de o arzătoare dorință de mântuire a lor. Nu a mai ținut seamă de situația în care se afla, de primejdiile ce îl înconjurau, de soarta grozavă ce părea să fie atât de aproape. El l-a văzut numai pe Iisus, mijlocitorul, pledând înaintea lui Dumnezeu în favoarea oamenilor păcătoși. Cu o elocvență și o putere mai mult decât omenească, Pavel a prezentat adevărurile Evangheliei. El a arătat ascultătorilor săi sacrificiul făcut pentru omenirea căzută.
El a declarat că un preț infinit a fost plătit pentru răscumpărarea omului și că au fost luate măsuri ca el să fie părtaș la tronul lui Dumnezeu. Prin sol îngerești, pământul este legat de cer și toate faptele oamenilor, fie bune, fie rele, sunt descoperite ochiului dreptății nemărginite. În felul acesta a pledat apărătorul adevărului. Credincios între necredincioși, loial între neloiali, el stătea ca reprezentantul lui Dumnezeu și glasul său era asemenea unui glas din cer. Nu exista nici teamă, nici întristare și nici descurajare, nici în cuvânt, nici în privire. Tare în conștiința nevinovăției, îmbrăcat în armura adevărului, el se bucura de faptul că este Fiul lui Dumnezeu. Cuvintele lui erau asemenea unui strigăt de biruință mai presus de vuietul luptei. Cauza, declară el, căreia și-a consacrat viața, era singura care nu va suferi niciodată înfrângere. Deși el poate să piară, Evanghelia nu va pieri. Dumnezeu trăiește și adevărul său va triumfa. Mulți dintre cei care în ziua aceea au privit la el au văzut că fața lui li s-a arătat ca o față de înger. Niciodată până acum oamenii aceia n-au ascultat cuvinte ca acestea. Ele au lovit o coardă care vibra chiar și în inimile cele mai învârtoșate. Adevărul, clar și convingător, a răsturnat rătăcirea. Lumina a strălucit în mintea multora care, după aceea, au urmat cu bucurie razele ei. Adevărurile rostite în ziua aceea erau sortite să zguduie neamuri și să trăiască în decursul tuturor veacurilor, influențând inimile oamenilor atunci când buzele care le rostiseră aveau să fie aduse la tăcere într-un mormânt de martir. Niciodată mai înainte Nero nu auzise adevărul așa cum l-a auzit de data aceasta. Niciodată mai înainte nu-i fusese dezvăluită vina grozav de mare a vieții sale. Lumina cerului a străbătut cămările sufletului său mânjită de păcat și el s-a cutremurat plin de groază la gândul unui tribunal înaintea căruia el, stăpânitorul lumii, avea să fie acuzat, iar faptele sale aveau să-și primească pe drept răsplata meritată. El s-a temut de apostolul lui Dumnezeu și nu a îndrăznit să rostească vreo sândire asupra lui Pavel, împotriva căruia nu fusese susținută nicio învinuire. Un simțământ de teamă plină de respect a reținut, pentru o vreme, spiritul său setos de sânge. Pentru o clipă, cerul s-a deschis în fața vinovatului și Nero, cel împietrit, se părea că dorește pace și curăție. În clipa aceea, invitația Harului era adresată și lui. Dar numai pentru o clipă a fost primit gândul iertării. După aceea a dat ordin ca Pavel să fie dus înapoi la închisoarea lui. Și atunci când ușa s-a închis în urma solului lui Dumnezeu, ușa pocăinței s-a închis pentru totdeauna în fața împăratului Romei. Nici o rază de lumină din cer nu mai avea să pătrundă iarăși întunericul ce-l învăluia. În curând, el avea să sufere judecățile răsplătitoare ale lui Dumnezeu. Nu mult timp după aceea, Nero s-a îmbarcat pentru rușinoasa sa expediție în Grecia, unde s-a înjosit pe sine și a înjosit și imperiul său printr-o frivolitate josnică și degradantă. Întorcându-se la Roma cu mare pompă, el s-a înconjurat de curtenii săi și s-au pornit pe desfrâuri revoltătoare. În timpul acestei orgii s-a auzit un vuiet de răscoală pe străzi. Un sol care a fost trimis să afle motivul acestei zarve s-a întors cu înspăimântătoarea veste că Galba, în fruntea unei oștiri, mășăluia în grabă spre Roma, că răscoala a izbucnit deja în cetate și că străzile erau pline cu o mulțime înfuriată, care, amenințând cu moartea pe împărat și pe sprijinitorii lui, se apropia în grabă de palat. În această vreme de pericol, Nero nu a avut, asemenea credinciosului Pavel, un Dumnezeu puternic și îndurător pe care să se sprijine. Temându-se de suferința și posibila chinuire pe care poate ar fi fost silit să o îndure din partea mulțimii, ticălosul tiran s-a gândit să-și pună capăt vieții sale cu propria sa mână,
dar în momentul hotărâtor curajul l-a părăsit. Cu totul descurajat, el a fugit pe ascuns din cetate și a căutat adăpost la o reședință de țară, la o depărtare de câțiva kilometri, dar fără folos. Locul ascunzișului său a fost descoperit în curând și pe când călăreții urmăritori se apropiau, el a chemat un sclav în ajutorul său și și-a pricinuit o rană mortală. În felul acesta a pierit tiranul Nero la vârsta tânără de numai 32 de ani. Capitolul 49. Ultima epistolă a lui Pavel. Din sala de judecată a cezarului, Pavel s-a întors în celula sa, înțelegând că a câștigat pentru sine numai un scurt răgaz. El știa că vrăjmașii lui nu aveau să-și găsească odihnă până ce nu vor duce la capăt osândirea lui. Dar el mai știa de asemenea că pentru o vreme adevărul triumfase. Faptul că a vestit pe Mântuitorul cel răstignit și înviat înaintea unei mari mulțimi care l-ascultase era în sine o biruință. În ziua aceea a începuse o lucrare ce avea să crească și să se întărească și pe care Nero și toți ceilalți vrăjmași ai lui Hristos în zadar aveau să caute să o împiedice sau să o nimicească. Stând zi de zi în celula sa întunecoasă, știind că la un cuvânt sau la un semn al lui Nero viața lui putea să fie sacrificată, Pavel s-a gândit la Timotei și s-a hotărât să trimită după el. Lui Timotei se dăduse în grijă biserica din Efes și de aceea el a fost lăsat acolo atunci când Pavel a făcut ultima sa călătorie la Roma. Pavel și Timotei erau legați între ei printr-o dragoste neobișnuit de profundă și puternică. De când se convertise, Timotei împărțise munca și suferințele lui Pavel și prietenia dintre cei doi devenise mai tare, mai profundă și mai sfințită până când Timotei a fost față de bătrânul și istovitul apostol tot ceea ce poate fi un fiu pentru un părinte iubit și onorat. Nu este de mirare că în singurătatea izolării sale Pavel a dorit să-l vadă. În împrejurările cele mai favorabile trebuia să treacă mai multe luni mai înainte ca Timotei să poată ajunge din Asia Mică la Roma. Pavel știa că viața nu-i mai era sigură și s-a temut că Timotei ar putea ajunge prea târziu ca să-l mai vadă. El avea sfaturi și îndrumări importante pentru tânărul bărbat, căruia îi se încredințase o răspundere așa de mare. Și în timp ce stăruia ca el să vină neîntârziat, a dictat mărturia sa de muribund, pe care poate nu ar mai fi avut ocazia să o rostească. Cu sufletul plin de o grijă iubitoare față de fiul său în Evanghelie și față de biserica ce-i fusese dată în grijă, Pavel a căutat să întipărească în Timotei importanța credincioșiei față de slujba sa sfântă ce o primise. Pavel și-a început epistola sa cu salutarea: către Timotei, copilul meu prea iubit, har, îndurare și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Hristos Iisus, Domnul nostru. Mulțumesc lui Dumnezeu căruia îi slujesc cu un cuget curat din moși strămoși, că neîntrerupt te pomenesc în rugăciunile mele zi și noapte. După aceea, apostolul i-a arătat lui Timotei în mod stăruitor nevoia statorniciei în credință. Îți aduc aminte, scria el, să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele, căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Să nu-ți fie rușine dar de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine în temnițatul lui, ci suferă împreună cu Evanghelia prin puterea lui Dumnezeu. Pavel stăruia pe lângă Timotei să-și amintească de faptul că el a fost chemat cu o chemare sfântă spre a vesti puterea aceluia care a adus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie, căreia, declară el, propovăduitorul și apostolul ei am fost pus eu și învățător al neamurilor. Și din pricina aceasta sufăr aceste lucruri, dar nu mi-e rușine, căci știu în cine am crezut. Și sunt încredințat că el are putere să păzească ce i-am încredințat până în ziua aceea. În timpul îndelungei sale slujiri,
Pavel nu se clătinase niciodată în devotamentul față de Mântuitorul său. Oriunde era, înaintea amenințătorilor farisei sau autorităților romane, înaintea mulțimii tulburate la Listra sau a păcătoșilor convinși din închisoarea macedoneană, discutând cu echipajul cuprins de panică de pe vasul naufragiat sau stând singur înaintea lui Nero spre a pleda pentru viața sa, el niciodată nu se rușinase de cauza pe care o apăra. Singura mare țintă a vieții sale creștine a fost aceea de a sluji acelui al cărui nume îl umpluse odată pe el de dispreț. Și de la această țintă nicio împotrivire și nicio prigoană n-a fost în stare să-l abată. Credința sa, întărită prin efort și curățită prin sacrificiu, l-a susținut și l-a întărit. Tu, dar, copilul meu, continuă Pavel, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Și ce ai auzit de la mine, în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere, care să fie în stare să învețe și pe alții. Suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Adevăratul slujitor al lui Dumnezeu nu se va teme de greutăți sau de răspundere. De la izvorul care niciodată nu va dezamăgi pe cel care în mod sincer caută putere divină, el trage puterea care îl face în stare să întâmpine și să învingă ispita și să-și împlinească datoriile pe care le așează Dumnezeu asupra sa. Natura harului pe care el îl primește îi lărgește capacitatea de a-l cunoaște pe Dumnezeu și pe Fiul său. Sufletul său arde de dorința cea mare de a aduce Domnului o slujire bine primită. Și, înaintând pe cărarea creștină, el se întărește în harul care este în Hristos Iisus. Harul acesta îl face să fie un martor credincios al lucrurilor pe care el le-a auzit. El nu disprețuiește și nici nu neglijează cunoașterea primită de el de la Dumnezeu, dar încredințează această cunoștință la oameni credincioși care, la rândul lor, învață pe alții. În această ultimă epistolă către Timotei, Pavel ridică înaintea tânărului lucrător un ideal înalt, arătându-i datoria ce îi revine ca slujitor al lui Hristos. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, scria apostolul. Ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Ferește-te de întrebările nebune și nefolositoare, căci știi că dau naștere la certuri. Și robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, în stare să-i învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința ca să ajungă la cunoștința adevărului. Apostolul l-a avertizat pe Timotei împotriva învățătorilor falși, care aveau să caute să-și facă loc în biserică. Să știți, declară el, că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia. Oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău, continuă el. Vor amăgi pe alții și se vor amăgi și pe ei înșiși. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, căci știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să dea înțelepciune, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Dumnezeu s-a îngrijit de o abundență de mijloace pentru o luptă biruitoare împotriva răului care este în lume. Biblia este arsenalul unde ne putem echipa pentru luptă. Coapsele noastre trebuie încinse cu adevărul. Platoșa noastră trebuie să fie neprihănirea. Scutul credinței trebuie să-l avem în mână, iar coiful mântuirii pe fruntea noastră. Și cu sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu, noi trebuie să ne croim drum printre piedicile și încurcăturile păcatului.
Pavel știa că înaintea bisericii stătea un timp de mare primejdie. El știa că aceia în grija cărora fuseseră lăsate bisericile aveau desăvârșit o lucrare credincioasă și plină de râvnă. Și el i-a scris lui Timotei: te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții, și pentru arătarea și împărăția sa, propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Această solemnă însărcinare dată unui lucrător atât de zelos și credincios cum era Timotei este o puternică mărturie despre importanța și răspunderea lucrării slujitorului Evangheliei. Chemându-l pe Timotei înaintea barei de judecată a lui Dumnezeu, Pavel îi cere stăruitor să predice cuvântul, nu vorbele și obiceiurile oamenilor. Să fie gata a mărturisi pe Dumnezeu ori de câte ori se ivește ocazia, înaintea unei mari mulțimi sau în cercuri intime, pe cale sau la gura sobei, la prieteni sau la dușmani, în siguranță sau expus greutății și primejdiei, ocării și păgubirii. Temându-se ca nu cumva firea blândă și supusă a lui Timotei să-l facă să evite o parte importantă a lucrării sale, Pavel l-a îndemnat să fie credincios în a mustra păcatul și chiar să certe cu asprime pe cei vinovați de răutăți josnice. Totuși, el trebuia să facă această lucrare cu toată blândețea și învățătura. El trebuia să dea pe față răbdarea și iubirea lui Hristos, lămurind și întărindu-și mustrările sale prin adevărurile cuvântului. A urâ și a mustra păcatul și în același timp a arăta milă și blândețe față de păcătos este un lucru greu de realizat. Cu cât vom fi mai stăruitori în străduințele noastre de a atinge sfințirea inimii și a vieții, cu atât mai sensibilă va fi pentru noi cunoașterea păcatului și cu atât mai hotărâtă dezaprobarea noastră față de orice abatere de la dreptate. Noi trebuie să ne ferim a dovedi o asprime nepotrivită față de un făptuitor de rele, dar în același timp trebuie să avem grijă să nu pierdem din vedere păcătoșenia nespus de mare a păcatului. Este nevoie să se dea pe față răbdare și iubire, asemenea cu răbdarea și iubirea lui Hristos față de păcătos. Însă este de asemenea primejdios să arătăm o așa mare îngăduință față de greșeala sa, încât acesta să ajungă să socotească că nu merită mustrarea și să o respingă ca neîntemeiată și nedreaptă. Slujitorii Evangheliei fac uneori o mare greșeală, îngăduind ca îndurarea față de cel rătăcit să degenereze în îngăduirea păcatelor și chiar să-i aparte la ele. În felul acesta ei sunt conduși să scuze și să ascundă ceea ce Dumnezeu osândește. Și, după o vreme, ei ajung așa de orbiți încât laudă chiar pe aceea pe care Dumnezeu le poruncește să-i mustre. Cel care și-a tocit simțurile sale spirituale printr-o îngăduință păcătoasă față de aceea pe care Dumnezeu îi osândește, peste puțin timp va săvârși un păcat mai mare, fiind aspru și necruțător față de aceea pe care Dumnezeu îi aprobă. Datorită mândriei omenești, disprețuirii influenței Duhului Sfânt, dezgustului față de adevărurile cuvântului lui Dumnezeu, mulți care mărturisesc a fi creștini și se socotesc în măsură să învețe pe alții, vor ajunge să se îndepărteze de la cerințele lui Dumnezeu. Pavel îi spunea lui Timotei: va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdi la urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Apostolul nu se referă aici la aceia care pe față arată că nu sunt religioși, ci la aceia care mărturisesc că sunt creștini, dar care fac din înclinația firii călăuza lor și ajung astfel robiți eului. Unii ca aceștia sunt dispuși să asculte numai acele învățături care nu le mustră păcatele și nu le osândesc umblarea lor iubitoare de plăceri. Ei sunt jigniți de cuvintele cele lămurite ale credincioșilor slujitori ai lui Hristos și își aleg învățători care îi laudă și îi lingușesc. Și printre cei care se numesc slujitori ai Evangheliei, sunt unii care predică părerile oamenilor în loc să predice cuvântul lui Dumnezeu. Necredincioși însărcinării lor,
Ei abat pașii celor care așteaptă de la ei călăuzire spirituală. În preceptele Sfintei sale legi, Dumnezeu a dat o desăvârșită regulă de viață. El a declarat că până la sfârșitul timpului, legea aceasta, neschimbată în nicio iotă sau frântură a literei, avea să-și mențină cerințele față de ființele omenești. Hristos a venit să o preamărească și să o facă demnă de cinste. El a arătat că ea este întemeiată pe temelia cea întinsă a iubirii față de Dumnezeu și a iubirii față de om, și că ascultarea de preceptele ei cuprinde întreaga datorie a omului. În propria sa viață, el a dat un exemplu de ascultare față de legea lui Dumnezeu. În predica de pe munte, el a arătat cum cerințele ei se extind dincolo de faptele exterioare care se văd și cuprind cugetele și izvodirile inimii. Legea, dacă este ascultată, duce pe oameni acolo încât să o rupă cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăiască în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Tit 2,12. Însă vrăjmașul oricărei neprihăniri și-a făcut lumea roabă lui și i-a făcut pe bărbați și pe femei să nu asculte de lege. Așa cum a prevăzut Pavel, mulți s-au abătut de la adevărurile limpezi și cercetătoare ale cuvântului lui Dumnezeu și și-au ales învățători care să le prezinte istorisirile închipuite, dorite de ei. Mulți, atât dintre slujitorii Evangheliei, cât și dintre membrii, calcă în picioare poruncile lui Dumnezeu. În felul acesta, creatorul lumii este batjocorit și Satana râde triumfător din pricina izbândirii înșelăciunilor sale. Odată cu creșterea disprețului față de legea lui Dumnezeu, există și un dezgust crescând față de religie, o creștere a mândriei, a iubirii de plăceri, a neascultării de părinți și a îngăduirii de sine, și mințile celor ce gândesc de pretutindeni se întreabă neliniștite: ce se poate face pentru a îndrepta aceste rele îngrozitoare? Răspunsul se găsește în îndemnul dat de Pavel lui Timotei: propovăduiește cuvântul. În Biblie se găsesc numai principii sigure de acțiune. Ea este o transcriere a voinței lui Dumnezeu, o expresie a înțelepciunii divine. Ea deschide înțelegerii omului marile probleme ale vieții și pentru toți aceia care iau aminte la preceptele ei, ea se va dovedi o călăuză sigură, ferindu-i ca să nu-și răsească viața în strădanii rău îndrumate. Dumnezeu a făcut cunoscut voința sa și este o nebunie din partea omului să pună sub semnul întrebării să se îndoiască de cele ce au ieșit de pe buzele sale. După ce înțelepciunea nemărginită a vorbit, omul nu trebuie să mai pună întrebări îndoielnice și nu există nici posibilitatea îndoielnică ca el să mai îndrepte ceva. Tot ce se cere din partea lui este o sinceră și călduroasă consimțire față de voința exprimată a lui Dumnezeu. Ascultarea este cea mai înaltă poruncă atât a rațiunii, cât și a conștiinței. Pavel și-a continuat îndemnul: tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Pavel era aproape să-și sfârșească umblarea și el a dorit ca Timotei să ia locul, păzind bisericile de povestirile meșteșugit alcătuite și de rătăcirile prin care dușmanii, în diferite feluri, aveau să se străduiască să-i abată de la simplitatea Evangheliei. El îl îndemna să se ferească de orice preocupări și legături trecătoare care l-ar împiedica să se consacre cu totul lucrării sale pentru Dumnezeu, să sufere cu voie bună împotrivirea, ocara și prigoana la care va fi expus din pricina credincioșiei sale, să-și dovedească pe deplin slujba sa de evanghelist prin folosirea oricărui mijloc ce-i stătea la îndemână spre a face bine acelora pentru care a murit Hristos. Viața lui Pavel a fost o exemplificare a adevărurilor pe care el le învăța și în aceasta stătea puterea lui. Inima lui era plină cu un simțământ adânc și dăinuitor cu privire la răspunderea sa și el a lucrat în strânsă comuniune cu acela care este izvorul dreptății, milei și adevărului. El s-a agățat de crucea lui Hristos ca fiind singura garanție a succesului.
Iubirea Mântuitorului era motivul nemuritor care l-a susținut în luptele sale cu sine, în bătăliile sale împotriva răului, ca și în slujirea lui Hristos. Și el s-a avântat înainte împotriva unei lumi neprietenoase și a împotrivirii vrăjmașilor săi. În aceste zile primejdioase, biserica are nevoie de o armată de lucrători care, asemenea lui Pavel, s-au autoeducat pentru a fi de folos, care au o profundă experiență în lucrurile lui Dumnezeu și care sunt plini de sinceritate și zel. Este nevoie de oameni sfințiți și gata de sacrificiu de sine, oameni care nu vor ocoli încercările și responsabilitatea, oameni care sunt curajoși și devotați, oameni în a căror inimă Hristos este nădejdea slavei și care, cu buzele atinse de focul sfânt, vor predica cuvântul. Lucrarea lui Dumnezeu duce lipsă de astfel de lucrători și greșeli fatale, asemenea unei otrave de moarte, mânjesc morala și întunecă speranțele unei mari părți a neamului omenesc. Și în timp ce credincioși stegarei principiilor istoviți își dau viața pentru cauza adevărului, cine se va ridica să le ia locul? Vor primi tinerii însărcinarea cea sfântă din mâna părinților lor? Sunt ei pregătiți să ocupe locurile rămase goale prin moartea celor credincioși? Va fi luată în seamă porunca apostolului și va fi auzită chemarea la datorie în mijlocul atâțărilor la egoism și ambiție ce îi amăgesc pe tineri? Pavel își încheie epistola cu solii personale către diferite persoane și repetă cererea urgentă ca Timotei să vină la el curând, dacă este cu putință înaintea iernii. El vorbește de singurătatea sa din cauza părăsirii lui de către unii dintre prietenii săi și absența necesară altora. Și ca nu cumva Timotei să ezite, temându-se ca nu cumva biserica din Efes să aibă nevoie de el, Pavel îi amintește că l-a trimis pe Tihic să-i țină locul. După ce vorbește despre scena judecării sale înaintea lui Nero, părăsirea din partea fraților săi și despre harul susținător al unui Dumnezeu păstrător al legământului, Pavel își încheie epistola încredințându-l pe iubitul său Timotei ocrotirii arhipăstorului, care va purta mai departe de grijă turmei sale, chiar dacă sub păstorii ar putea fi doborâți. Capitolul 50. Osândit la moarte. În timpul ultimei judecări a lui Pavel înaintea lui Nero, împăratul fusese atât de puternic impresionat de puterea cuvintelor apostolului, încât a amânat luarea unei hotărâri în cazul lui, fără să-l achite sau fără să-l osândească pe acuzatul slujitor al lui Dumnezeu. Dar, nu după mult timp, răutatea împăratului împotriva lui Pavel a revenit. Mâniat peste măsură, fiindcă nu era în stare să împiedice extinderea religiei creștine, nici chiar în casa imperială, el a hotărât ca, atunci când va găsi un pretext mai temeinic, apostolul să fie osândit la moarte. Nu mult timp după aceea, Nero a pronunțat sentința care l-a condamnat pe Pavel la moarte. Dar, fiindcă un cetățean roman nu putea să fie supus torturii, el a fost osândit să fie decapitat. Pavel a fost luat pe ascuns și dus la locul execuției. Numai la puține persoane li s-a îngăduit să fie de față, căci prigonitorii lui, alarmați de întinderea influenței lui, se temeau ca nu cumva scena morții sale să-i câștige pe alții la creștinism. Dar până și ostașii împietriți care l-au însoțit au ascultat cuvintele sale cu uimire și l-au văzut plin de voie bună și chiar bucuros în fața morții. Pentru aceia care au luat parte la moartea lui de martir, spiritul său de iertare față de executorii săi și încrederea sa neșovăielnică în Hristos până la sfârșit s-au dovedit pentru ei ca o mireasmă de viață spre viață. Mulți l-au primit pe Mântuitorul predicat de Pavel și nu peste mult timp, plin de curaj, ei au sigilat credința lor cu propriul lor sânge. Până în ultimul ceas, viața lui Pavel a mărturisit despre adevărul cuvintelor sale către corinteni. Dumnezeu, care a zis să lumineze lumina din întuneric, ne-a luminat inimile, pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Comora aceasta o purtăm în niște vase de lut,
pentru ca această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtoare. În grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți. Prigoniți, dar nu părăsiți. Trântiți jos, dar nu omorâți. Purtăm întotdeauna cu noi în trupul nostru omorârea Domnului Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru. 2 Corinteni 4 cu versetele 6 la 10. Destoinicia sa nu era în sine, ci în prezența și lucrarea Duhului Divin care îi umplea sufletul și aducea fiecare gând în supunere față de voința lui Hristos. Profetul declară, celui cu inima tare, tu îi asiguri pacea, da, pacea căci se încrede în tine. Isaia 26 cu 3. Pacea, ce își avea izvorul în cer, exprimată pe fața lui Pavel, a câștigat multe suflete la Evanghelie. Pavel purta cu el atmosfera cerului. Toți aceia care erau conlucrători cu el simțeau unirea sa cu Hristos. Faptul că propria sa viață era o pildă despre adevărul pe care îl vestea, dădea putere convingătoare predicării sale. În aceasta stă puterea adevărului. Influența nestudiată și naturală a unei vieți sfinte este predica cea mai convingătoare ce poate fi rostită în favoarea creștinismului. Discuțiile, chiar când se aduc argumente de necontestat, pot duce la împotrivire, dar un exemplu evlavios are o putere căreia este cu neputință să-i reziști. În marea sa grijă față de aceea pe care avea să-i părăsească, pentru ca să ducă singur lupta cu prejudecata, ura și prigoana, apostolul nu a mai ținut seama de propriile sale suferințe, ce se apropiau. Pe puținii creștini care l-au însoțit la locul de execuție, el a căutat să-i întărească și să-i încurajeze prin repetarea făgăduințelor date pentru cei prigoniți din pricina neprihănirii. El i-a asigurat că nu avea să rămână neîmplinit nimic din ce spusese Domnul cu privire la credincioșii săi copii încercați. Pentru o scurtă vreme, ei poate aveau să fie întristați din pricina multelor ispite, sau poate că aveau să fie lipsiți de un confort pământesc. Însă ei puteau să-și îmbărbăteze inimile cu asigurarea credincioșiei lui Dumnezeu, spunând: știu în cine am crezut și sunt încredințat că El are putere să păzească ce i-am încredințat până în ziua aceea. 2 Timotei 1:12. În curând se va termina noaptea încercării și a suferinței și apoi se va ivi fericita dimineața a păcii și a zilei depline. Apostolul privea spre marea veșnicie, nu cu nesiguranță sau cu teamă, ci cu o nădejde plină de bucurie și cu o așteptare plină de dor. Stând la locul martiriului său, el nu a văzut nici sabia călăului și nici pământul ce în curând avea să primească sângele său. El a privit prin liniștitul cer albastru al acelei zile de vară până la tronul celui veșnic. Acest bărbat al credinței a privit scara viziunii lui Iacov, reprezentându-l pe Hristos, care a legat pământul cu cerul și pe omul mărginit cu Dumnezeu cel nemărginit. Credința lui era întărită atunci când își amintea cum patriarhii și profeții s-au sprijinit pe acela care era susținătorul și mângâierea sa și pentru care el își dădea viața. Din partea acestor bărbați sfinți, care în decursul secolelor au dat mărturie despre credința lor, el primea asigurarea că Dumnezeu este credincios. Pe acei apostoli care, pentru a predica Evanghelia lui Hristos, au pornit să întâmpine bigotismul și superstiția păgână, prigoana și ocara, care n-au socotit viața lor ca fiind scumpă spre a putea ține sus lumina crucii, în mijlocul păienjenișului întunecos al necredinței, pe aceștia îi auzea el mărturisindu-l pe Iisus ca fiu al lui Dumnezeu, mântuitorul lumii. De pe scaunul de tortură, de pe rug, din închisoare, din vizuinele și peșterile pământului, el auzea strigătele de triumf ale martirilor. El auzea mărturia sufletelor statornice, care, deși părăsite, lovite și chinuite, totuși transmiteau solia neînfricată și solemnă despre credință, spunând: știu în cine am crezut. Aceștia, dându-și viața pentru credință, declară înaintea lumii că acela în care s-au încrezut este în stare să-i mântuiască pe deplin. Răscumpărat prin sacrificiul lui Hristos, spălat de păcat prin sângele său și îmbrăcat în neprihănirea sa,
Pavel are în sine mărturia faptului că sufletul lui este prețios înaintea Mântuitorului. Viața sa este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu și el este convins că acela care a învins moartea este în stare să păzească ceea ce i s-a încredințat. Mintea lui se prinde cu putere de făgăduința Mântuitorului. Eu îl voi învia în ziua de apoi. Ioan 6:40. Gândurile și nădejdile lui sunt concentrate asupra celei de-a doua venire a Domnului său. Și atunci când sabia călăului coboară și umbrele morții se adună asupra martirului, ultimul său gând care îi străfulgeră mintea, gând care va fi și cel dintâi în marea dimineața redeșteptării, a fost de a-l întâmpina pe Dătătorul vieții, care îi va ura bun venit în bucuria celor binecuvântați. Multe secole au trecut de când bătrânul Pavel și-a vărsat sângele ca martor pentru cuvântul lui Dumnezeu și mărturia lui Iisus Hristos. Nici o mână credincioasă nu a însemnat pentru generațiile viitoare ultimele scene din viața acestui bărbat sfânt, însă inspirația a păstrat pentru noi mărturia ultimelor sale clipe din viață. Asemenea sunetului de trâmbiță, glasul său a răsunat de atunci prin toate veacurile, stimulând prin curajul lui pe mii de martori ai lui Hristos și trezând în mii de inimi copleșite de întristare ecoul bucuriei lui triumfătoare. Eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. 2 Timotei 4:6-8.